seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. În această seară vom discuta despre moarte. Reprezintă moartea un sfârșit sau este doar o trecere la o altă stare vibrațională? Vom afla în această seară de la invitatul nostru, domnul dr. Ovidiu Dragoș Argeșan. Bună seara, domnul doctor! Bună seara! Despre moartea a devenit un subiect tabu. De ce credeți, oare? Ei, se spune că suma subiectelor tabu dintr-o societate e constant. Asta e în studiu, profesor, făcut de sociologi. Și, de exemplu, înainte de 89, subiectul tabu era sexualitatea. După 89 am asistat la explozia sexualității pe mijloacele mass media, mă rog, televiziune, reviste, etc. Și atunci, evident, moartea a fost lăsată mai în spate. Problema este, de fapt, că noi ne îndreptăm vertiginos către o societate occidentală și preluăm modelele occidentale. Iar modelul occidental este despre moarte este foarte... n-ai nicio treabă cu poporul român. Deci ei își ascund morții, îi țin în capelă, îi mormântează fără să fie descoperiți, îi spun o rugăciune și aruncă pământ pe ei. Deci ei nu au, hai să zicem, tradițiile și nici educația, veche educația poporului român despre moarte. Evident că și noi am pierdut-o pe vremea comunistă, dar în... la bunicii noștri mai există încă o educație în privința morții, a mare trecere. Adică bunicii noștri știau că vin după ei rudele moarte ca să ia, deci luau rămas bun de la familie și mureau toți cei din jurul casei până la ta. Ăsta era principiul morții bătrânilor. Evident că s-a stricat tocmai din cauza lipsei de credință din perioada comunistă. Dar de ce credeți că pe vremea dacilor ei se bucurau când murea un om și se întristau când se năștea? Ce se întâmplă? Ei aveau cunoașterea aceasta? Dacii se credeau nemuritori. Dacii se credeau fie lumini. Dacii erau speciali. Eu nu sunt un... să nu mă înțeleagă lumea greșit. Eu nu pretind nici de acologie, nici în... Adică eu sunt roman, sunt conquistador, n-am nicio treabă cu daci. Dar asta nu m-a împiedicat să-i admir. Și să-i studiez. Ei aveau o cunoaștere relativă la viața de dincolo și o inițiere. O inițiere care s-a strămutat acum în mănăstirile ortodoxe. Și această inițiere consta în faptul că pe la vârsta de 7 ani, copiii erau luați, duși la preoții lor. Și aici țineam postul negru de 7 zile. În postul negru de 7 zile se produce distrugerea câmpurilor. Încă din Dante azi încep să despartă, să dispară din câmpuri. Și omul se trezește spiritual. Adică se deschid ochii spiritual. Și atunci este luat frumos de preoți și îi se arată. Uite ce înseamnă om, uite ce înseamnă viața, uite ce înseamnă sex, uite ce înseamnă demon. Uite ce înseamnă viața de dincolo. În momentul în care se deschid ochii, evident și aici intrăm la partea deschis-o, vezi pe Dumnezeu, vezi îngerii, vezi demonii, vezi tot. Și înțelegi ce cauți pe planeta asta. Ori vreau să vă spun ceva. În momentul în care ai contactul cu lumea de dincolo, e foarte greu să mai rămâi pe planeta asta. Și mai ales în starea asta. Și ne-am cunoscut eliberarea de trup cu greu să mai, cum să zic eu, să mai adaptează vieții. De ce? Păi imaginați-vă că aveți o haină care este groasă, plină de nămol, pământ, vomă, vieni, limbrici, ce vreți voi, și trebuie să o faci. Adică, la maniera aia se vedeau lucrurile. Toată lumea vede la ora actuală. Că văd aure, văd când lor, când vezi cu adevărat, vezi șerpi, vezi balauri, vezi vieri, vezi pe toate astea. Ori, nu-ți mai faci nicio plăcere să te întorci. Și ai tot timpul tendința să fii curat, tocmai pentru că ți-e greu să nu mii mândar. Ei, în ceea ce privește pe daci, ei știau că sunt nemuritori. Deci, aflau că sunt nemuritori. Știau că moartea e eliberare.
Și culmea e, în momentul în care era aruncat în suliță ca să fie trimis la Zamolse, unul dintre ei, era cel care câștiga jocurile. Deci era cel mai viteaz, cel mai brav, cel mai viteaz să câștiga moartea. Adică vă dați seama, moartea pentru ei era un premiu. Băi, câștigai eliberarea de lumea asta. Evident că asta poți să o faci în măsura în care ai conștiința divinității tale. Deci, pe mine ce poate să-mi spună cineva? Că să mă sperie cu moartea, cu iadul, cu ce să mă sperie în moment ce eu am conștiința divinității mele? Cu moartea? Cum să nu? În moment ce poți să treci din tărâmul vieții, în tărâmul morții, cum să te mai sperie ceva cu moartea? Poți, te sperie cu suferința, cu durerea. Dar până ce asta se poate rezolva? Ei, și în momentul în care, deci, el câștiga moartea, el devenea sol, se ducea la Zamolse cu zapisul, cu cereri, și pentru jertfa lui, pentru că el era jertfit, principiul jertfii nu apare la evrei și nu apare prima oară la Iisus Hristos. Principiul jertfei apare la daci, da? Omul cel mai bun, cel mai curat, era jertfit. Da? E adevărat că nu era Hristos. Da, principiul jertfei apare și la daci. De asta am învățit și acum pe român creștinismul. Pentru că ei am înțeles din prima principiul jertfei. Ei știau că, că jertfa este modalitatea de a răscumpăra răul nașterii. Faptul că m-am născut înseamnă că sunt păcătos. Sau că am ceva de învățat. Sau că am ales să cobor. Deci, și atunci, nu poți decât prin jertfă să te ridici la loc. Așa e jertfa Cristinii, așa este jertfa Dacilor. Și atunci, evident că nu le era frică de moarte. Ce să fie frică de moarte din moment ce avea conștiința vieții de-a păi. Reprezintă moartea trecerea în altă stare vibrațională? Evident că reprezintă trecerea în altă stare vibrațională. Dar starea asta vibrațională poate să fie și în sus și în jos. Adică, trupul este o vibrație înaltă pentru demoni și o vibrație joasă pentru îngeri. Deci, pentru fiecare înseamnă altceva. Pentru îngeri înseamnă o școală, pentru demoni înseamnă un tărâm al plăcerii. Ei se nasc ca să-și facă plăcerile, îngerii se nasc ca să-și ia lecțiile. Pamenii ca să-și plătească karma. Dar fiecare are ceva din întruparea asta. Care se încheie, etapa care se încheie, prin moarte. Sau mă rog, și aici îmi place de mult să spun, în cazul celor care sunt îndumnezeiți, cu ridicarea la cer. Că e mai mult. Ce se întâmplă, de fapt, după ce muriți? Depinde. Am înțeles că nu este un sfârșit. Nu este un sfârșit. În primul rând, haideți să ne gândim un pic ce se întâmplă înaintea morții. Da? Toată lumea crede în accidente. Nu există accidente. Nu există accidente înainte de moarte. Cu 3 zile înainte de moarte, lângă un om apare Îngerul Morții. Pe măsură ce se apropie de om, Îngerul Morții, el își încheie misiunea personală. Și momentul morții este momentul în care el se suprapune corpului. Evident că apariția Îngerului Morții nu este întotdeauna clar omul ăla va muri. Poate să fie un accident foarte dur, poate să fie ceva, depinde. Dar, în general, când apare Îngerul Morții, e clar că omul respectiv pleacă. Și există chiar o pildă, pilda unui pusnic, la care se arată Îngerul Mihaiului și spune, pregătește-te pentru că după 3 zile voi apărea în fața celui prea înalt. Și se spune că pusnicul s-a uitat în stânga și s-a mâhnit și s-a uitat în dreapta și s-a bucurat. Stânga reprezentând faptele negative, dreapta reprezentând lumina pe care a creat-o în viața asta. Deci, ideea este că Îngerul Morții este cu 3 zile înainte în aura, hai să zic, în apropierea corpul unui om. De asta sunt oameni care au premoniții. Adică, să uită la tine și își dă seama că ăștia așa că am trăit, trăiesc, așa că am mâncat mălare și au senzația că, mă rog, în lor să-i se întâmple ceva. Și de multe ori programul ăla este deja în câmpul omului și sunt oameni care pot să citească. De aici apare premoniția unora apropo de moartea unei persoane. Cum apare prin filmă sau mai știu eu unde. Dar trebuie să ai acces la acel ceva. Și sunt doar lăsat în Dumnezeu, tocmai că se arate că mai există și altceva dincolo.
de nu ai viața. Acest înger al morții te ajută la această trecere sau sunt ce alte entități? Îngerul morții îți ia viața. Deci, cu te ajută, ăsta e firul de argint, desparte structurile, până dacă o să stăm eu și se duce întunericul, întunericul vine la lumină. Bun. Mai sunt o grămadă de entități care intervin. Sunt entități care, care au ca scop distrugerea organismului uman. Adică, mă rog, nu le-am găsit o denumire, pentru că n-avem literatură de specialitate și de-abia studiez. Eu, primul, nu știu. Și n-am găsit nicăieri despre ei. Sunt niște entități care, în momentul în care moare un om și pe măsură ce își pierde lumina și se desparte sufletul de structuri, de structurile fizice, vin ca niște entități care sunt maroni, negre, închise la culoare și ele efectiv încerc să distrugă, să mănânce și să distrugă structura fizică. Evident că deosebirea între oameni în omul simplu și sfinț este că la omul simplu, astea vin, de sfânt nu se pot apropia. Pentru că sunt energie de vibrație joasă. Mă rog, spuneam de vorator. Și fiind de vibrație joasă, ei nu pot să distrugă structura fizică a unui sfânt. Se face această confuzie între suflet și spirit. Asta este datorată bisericii. Biserica nu este în stare să-și asume niște greșeli. Nu este în stare să-și asume niște greșeli. De ce? Tocmai de frică de a spune că a greșit. Din punctul ăsta de vedere, eu apreciez Biserica Catolică. Biserica Catolică a spus, da, Doamne, am greșit, ne pare rău. Dar acum o să facem mai bine. Biserica Catolică nu și-a atunci asumat greșelile. Și una dintre greșeli care se perpetuează e ca în principiu, e o pildă a maimuțelor. Și toată lumea învață ca maimuțele după teologia ortodoxă. Biserica recunoaște omul ca o dualitate. Doamne, dacă omul e făcut după chipul și se asemănă lui Dumnezeu, care e Trinitate, omul nu poate să fie dual. El este triplu. Deci are o structură trinitară, cel puțin. Dacă e grosso modo, cel puțin precum Trinitatea. Deci are fizicul, care este asimilat cu sinele și apoi cu Dumnezeu, are sufletul, esența divină, darul divin al vieții și spiritul pentru care s-a făcut viața asta. Da? Deci, cum să vă zic eu? Omul este format dintr-un demon, sufletul și îngerul care învață demonul să ridice la Dumnezeu. Iar sufletul este darul vieții. E o inimioară de energie de tip divin, care are componente, informații, cum să vă zic eu, are o calitate, o cantitate, depinde de indivizi, de astăzi oameni, trebuie să spunem popor, oameni cu suflet mare și bă ce suflet ai, nu știți expresia, bă ce suflet ai, ca o stafidă. Adică, bă, ești chitros, ești... E vorba de suflet, omule. Sunt oameni care sunt cu suflet mare, sunt daruri, sunt... Și asta ține de cantitatea și calitatea sufletului respectiv, de curățenia lui. Dar sub sinele omului, ceea ce rămâne după moarte, este cu totul altceva. Sufletul este darul lui Dumnezeu de viață. Ceea ce e cu totul altceva decât spiritul omului. Mie, Dragoș, Arișanu, mă rog, acum mă numesc Dragoș, Arișanu, mi-a dat Dumnezeu un suflet care permite să țin structura asta mie. Face ca structura asta să rămână viabilă atâta timp cât trăiesc pe Pământ. Când zice Dumnezeu, hai, dă-l sufletul înapoi, zang, s-a dus sufletul că e al lui. Dacă nu l-ai, mă rog, că s-a dus jos, dai socoteală și te duci după el. Și la revedere. Deci, până la urmă, sufletul nu este al meu personal. Sufletul este darul divin al lui Dumnezeu. Dar mie, l-am în păstrare. Nu are nicio legătură cu entitatea propriu. De asta, bătaia este pe suflete. Pe energia sufletului care permite crearea. Este energia creatoare divină, care creează viața. Totul ține de acest spirit, nu de suflet. Cum se spune, sufletul se întipează, sufletul pleacă, sufletul... Deci nu, este o greșeală care se perpetuează de foarte mult. Sufletul este Dumnezeu din noi.
eu sunt la nivel de chakra 2 și deci mă trezesc, cresc la an și conștiința mea este Îngerul Trăjitor. Tot altceva. Și eu trebuie să am grijă de sufletul meu. Clar. Să-l curăț, să-l cresc, să-l hrănesc, să-l... cum să vă zic eu? Este iubirea lui Dumnezeu din noi. Că, pe ce se întâmplă? Și am ajuns la confuzia asta încercând să explic niște lucruri care se întâmplă. Păi doar doi oameni m-au dat să iubesc, da? La început. După aia încep să se urăsc pe care. Și la urmă, când măsori la nivel de sine, doi oameni, se urăsc ca dracii. Și totuși între ei, ca să ajungă în aceeași femeie, s-a iubit. Aia este iubirea divină, care ar trebui să-i învețe cum ar trebui să fie unul cu altul. Numai că ajung la nivel de sine și acolo ei s-au urât de cei s-au urât, că și-au făcut cine știe ce altă dată. Da? Dar la nivel de sine. Dacă ei, sufletul din oameni, rămâne ceea ce sunt ei în realitate. Păi nu mă interesează atât de mult sufletul unui om. Că sufletul unui om înseamnă Dumnezeu din om. Deci Dumnezeu e bun. Mă interesează cum este el la nivelul cel mai profund. La nivelul la care zicea Freud, sinele este partea nerefulată a creierului. Deci e acolo. De când te-ai născut. Aia, în momentul în care scap de subpersonalitățile materne, paterne, în momentul în care scap de educație, de gânduri, de prostie, ajung la nivel de sine. Acolo se încheie analiza personală. Deci eu cum analizez pe mine, eu, meu cel mai interior, ajung acolo. N-ai nicio legătură cu suflet. Sufletul e Dumnezeu. Nu fac analiza lui Dumnezeu. Fac analiza mea. Nu e Dumnezeu. Ori, în teologie, nu se face diferența asta între șapte Kundalini, nici măcar nu există ca entitate în cărțile de teologie. Și asta nu că n-ar fi, dar Sfinții Părinți există. Există o plină la un moment dat în care un puznic spune Doamne, trebuie să avem curaj să spunem că demonul e în noi și că trebuie să le educăm. De ce? Pentru că întotdeauna Ortodoxia s-a raportat la conștiință, nu la sinele omului. Și toate metodele din Ortodoxie sunt coercitive relativ la sine. Postez. Adică ce fac? Îl țin nemâncat, sinele ăsta. Mă rog! El n-ar vrea, el ar vrea discute că și la alea, da? Fac mătăni. Fac aia. Fac aia. Sunt metode coercitive. Ori ei n-au înțeles că sinele omului e adevărat, e destul de constrâns că e în plan material, e destul de constrâns de societate. Dar către Dumnezeu nu poți să mergi cu japa. Pentru că Dumnezeu e iubire. Și nu pot să duc sinele omului către Dumnezeu constrângându-l. Dumnezeu nu are nevoie de asta. Dumnezeu este iubire. Deci acolo nu poate să ajungi, nu se poate ajunge decât cu iubire. Al constrânge sinele omului. Și de asta, de fapt, sunt mulți dintre cei care, mă rog, sunt termeni prin monastiri, sunt foarte curați. Tot mi-a sunt toate, că de fapt m-am înțeles. Și după aia capul că, mă rog, reacția adversă vis-a-vis de biserică, de creștinism, pentru că ei n-au înțeles de fapt că Sfinții Părinți au fost și ei oameni și atât ca și tu și-a dus cap. Că nu i-a dus mai mult. Și trebuie să învețe în viața asta lucruri pe care le-am greșit la mână. De ce această frică de moarte? Poate că vă suntem prea legați de viață? Nu. Este lipsa credinței? Nu. Vine și din lipsa credinței. Și vine... frica de moarte vine din ignoranță. Din ignoranță și păcat. De ce? Frică... În primul rând, frica e demonică. Frica e demonică și e frica lui demonul care trebuie să iasă în fața lui Dumnezeu. Deci mie mi-e frică de Dumnezeu în condițiile în care am greșit față de Dumnezeu. Și știu că am greșit față de Dumnezeu. Dar dacă știu că n-am greșit față de Dumnezeu și știu că dincolo mă așteaptă bine, de ce să-mi fie frică? Mi-e frică de necunoscut. Deci dacă eu nu știu ce se întâmplă dincolo de moarte, evident că îmi va fi frică. Crezi că omul care stă, își lasă patul, corpul în pat și se plimbă, și asta nu zic eu, că sunt vorba aia cărți scrisă despre... Era o carte, să nu știu, agenții psi scrisă de un general american, despre experimentele psi după, din războiul din Vietnam. Apropo de extracorporalizare și de soldați care erau în stare să-și detecteze cum se cheamă? Inamicul prin dedublare, nu era extracorporalizare. Dar de la dedublare la extracorporalizare este un pas foarte mic. Ei, era dedublare. Ei, în momentul în care eu știu că pot să mă duc spiritual, să mă plimb pe acolo, pe acolo și îmi las corpul și crezi că mie mai mi-e frică de moarte. N-are cum.
Toată lumea... mă rog, a fost un experiment la televizor cu un băiat care și-a oprit inima. Să zici că nu este o chestie foarte greu de făcut. Am făcut testul ăsta. Odată m-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă la un moment dat ești prins. Da? De ce nu trebuie? Și fiind prins de ce nu trebuie, aia vor să te chine. Eu recunosc. Mie mi-e frică de durere. Nu mi-e frică de moarte, dar mi-e frică de durere. Și vreau să spun că am văzut tot un film, pe vremea aia eram student, și era un film foarte, foarte adânc. Da, se numea Nikita, dacă mai zic nimic. Și în filmul ăsta adânc, era o psihologă. Doamne, am iubit-o pe psihologa aia. Era extrem de dură. Și la un moment dat o prinde un serviciu de spionaj dușman. Și se pune frumos și a zis că dacă nu spun adevărul, o să o tortureze. Mă rog, îi pun electrozii, îi pun aia ca să o mențină în viață. Și la un moment dat, cum avea electrocardiograful pus pe ea, o vezi că dă un pic ochii peste cap, își lasă capul în piele și apare pe electrocardiograf linie izoelectrică. Ăștia repede s-o resusciteze și la un moment dat ea își revine. Și zice, credeți că mai am nevoie să mă torturați? Poți să plec cu și gândindu-mă la faza asta, mi-a zis, mă, trebuie să exprimă acest treaba asta. Și am un anotit de facultate și aveam un profesor care era foarte plin de el. Un asistent de intern de la filantropie. Și eu eram singurul băiat din grupă. Și fiind singurul băiat din grupă, pe vremea aia aveam 70 de kg cu tot cu ambalaj. Și zice, ne trebuie doi voluntari, un băiat și o fată. Alegeți. Mă rog, fiind singurul băiat, vă descurcați până la bus. Și evident că mi-a fost destul de jenă vis-a-vis de pe vremea mai aveam jenă. Și mi-a fost destul de jenă să mă dezbrac, dar m-am dezbrăcat și am început să mi se vadă scânduricile. Dar am trecut și peste acest episod. Și m-am băgat că aveam o pușcă fără de el, da? Și asistenta, aveam o asistentă medicală, îmi pune electrozi, dă drumul la electrocardiu. Și cum stăteam, eu era un exercițiu care îmi plăcea mie să fac, apropo de cartea lui Jack London cu îți imaginez că mor și mor începând cu degetul mic. N-am început să-mi imaginez că mor cu degetul mic și că îmi plătesc bătăile inimii. Și mi-a reușit. Și pe măsură ce scădeau bătăile inimii, s-au auzit toate omurile de dincolo. Ce faceți? La care asistenta, e foarte liniștit. Ăsta nu a crezut. A venit, a deschis ușile. S-a uitat la mine. Îmbracă-te. M-am îmbrăcat cu halatul. Și m-am dus și l-am întrebat candid. Domnul doctor, ca chirurgul este normal? Tot ce pot să vă spun este de la următorul seminar, nu l-am mai văzut pe acel doctor. Am avut altul care m-a învățat foarte bine. Era un tip extraordinar și foarte deștept. Adică eu am avut o rare de proști și de orgoliuși. Ei, tot ce pot să spun că poți să faci așa ceva. Și corpul tău este o mașină. Există momente în care poți să o pornești, poți să o oprești. Da? În momentul definitiv este momentul în care nu mai poți să o pornești. Dar ea poate să fie pornită în anumite condiții și oprită în anumite condiții. De ce credeți că biserica a cultivat teama aceasta de moarte? Și din prostie. Eu am crezut că din răutate. Dar nu, din prostie. Deci pot să afirm clar din prostie. Știți? Eu credeam că sunt răi. Nu. Ei sunt ignoranți. Au crezut că asta este calea prin care pot să ne educe. Exact cum au făcut părinții noștri. Bine, pe mine nu prea m-au speriat cu bau-bau și n-au avut o treabă cu bau-bau. Dar sunt mulți copii care au fost speriați cu bau-bau din generația mea. Da? Așa că vreau să vă spun că în momentul în care am văzut melodia la copii cu nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau-bau, băi, am zis să-i dea Dumnezeu în sănătate cui a compus-o, pentru că, de fapt, a eliberat de teamă generații întregi de oameni crescuți cu frica de baba, cu țiganul care tăia cu sacul, cu femeia, că știți, erau țigani care aveau cu sticle goale, cu un pere, știți? Erau terorizați că o să-i dea țigani. Și tot așa.
Ei, asta era metoda lor, credeam că poți ne facă să ne, să fim cuminți, nu eu, mă rog, ai mei aveau mai multe, dar au crezut că să îi facă pe copii să fie mai cuminți, sperind. Așa cum și biserica. A crezut că sperindu-i, dacă nu fac nu știu ce, se întâmplă nu știu ce, dacă nu fac nu știu ce, se întâmplă nu știu ce, o să fie și bine. Și au ajuns la un... ia să zic ceva în engleză, care începe cu bun și se termină cu și. Și au ajuns la următoarea situație și anume, că oamenii merg acolo, problema se pune în felul următor. Da, e bine, domnule, cât ai stat în biserică, când mor, o să stai în biserică. Foarte bine. Deci mi-am luat și măsuri de astea de precauții. Apropo, să devin titor de mănăstiri, să nu mai scoată dacă mă duc în iad. Știți că dacă mor și ești titor de mănăstiri, când se pomenesc titorii de mănăstiri, vine aia și te scot. Da? Și am zis, bă, dacă tot mă duc la Zgubi, la Dilibau acolo, să mă încheie aia, măcar la liturghie să stau afară. După aia, cum să vă zic, deci, așa este în cetățenie, domnule, cât stai în lumină, atâta. Și evident că au creat niște schizme. Multe dintre frigiditățile și impotențele actuale de ejaculările precoce se datorează creștinismului. Exemplu, dacă cineva a fost preot în altă viață, da? Și el a considerat femeia, păpușul dracului, nu știu dacă a citit Bocaciu, poarta spre iad, automat, el ce va gândi? Doamne, atât timp cât faci sex cu femeia, perioada aia, o să stai în iad. Și atunci ce va avea? Ejaculare precoce. Deci, și până nu se eliberează de frica aia, că, domne, că te culci cu o femeie, te duci în iad, el va fi mai de frica asta de viață. Și la fel, sunt o grămadă de frici care au fost băgate. Din ignoranță, la fel. Bine, asta nu înseamnă că actul sexual este neapărat că te duci în cer 10. Nu. Dar nu înseamnă că te duci în el. Depinde cum este folosit. Ei, această, cum să spun, neînțelegere a lumii și acest fapt că de obicei au scris oameni care n-au avut nici înclin, nici mânecă cu și-au dat legi, ei s-au încetățit niște legi care nu au servit sub nicio formă oamenilor. Mie mi se spune că ei se aflau sub influența harului. Măi, eu nu pot să cred că un preot, fie el sub influența mamei harului, va construi un Subaru de curs. Nu pot să cred. Mie se dă exemplu cu noi. Una e să faci lemne și alta e să faci electronic. Deci, trebuie să știm care este diferența între har și posibilitățile manifestării harului în planul material. Corect. Dumnezeu poate să facă orice. Da. Dar eu nu am văzut niciodată. Și înseamnă că nu intră în obișnuințele divine. Da? Eu cred că minunile fac parte și ele în obișnuințele divine, nu atât de dese, ca viața noastră cotidiană, dar intră într-o normalitate divină. Ei, eu nu le-am văzut. Le-am căutat. Eu le caut. Deci ce sunt din care caut. Și atunci, mie, până nu o să văd eu, nu cred. De ce? Pentru că asta e menirea mea. Deci eu pot să fac niște afirmații. Stăteam la un moment dat și mă gândeam, și chiar o să fac o emisiune pe tema asta, ce sunt eu? Că preot? Nu sunt. Terapeut? Nu sunt. Scriitor? Băi, sunt, da. Nu sunt. Dar sunt obiect din toate astea. Și atunci mă gândeam, bă, de fapt, ce fac eu? Și știți, mi-a dat seama că sunt jurnalist. Ciudat. Dar eu, practic, jurnalist. Eu m-am dus în mănăstire cu intenția să aflu, da? M-am dus în mănăstire cu intenția să aflu. Nu m-am implicat. Eu nu m-am implicat deloc emoțional. Mă uitam la aia sărace. Mă gândeam, când îi vedeam cum se împiedică pe acolo și se împing pe la moaște de sfinți, mă gândeam, uite și laște. Ce înseamnă delirul masă. Pentru că încercam să înțeleg fenomenul. Ok, l-am înțeles. Am înțeles ce înseamnă Sfinții, am înțeles ce înseamnă Moaștele de Sfinții, am înțeles ce înseamnă portalul. Dar mie mi-ajunge asta. Eu nu mă identific asta cu Dumnezeu. După ce am terminat cu mănăstirea, m-am dus în altă parte. Și de fapt, eu, în felul meu, ca fond, sunt jurnalist. Așa că pe mine mă interesează cu care este adevărul. Și de la timp la moarte, și la timp la restul.
Putem afla când ne-am încheiat misiunea pe Pământ? Nu, asta este... ați afla momentul în care momentul morții este un dar divin. Adică presupune că ai ajuns la un anumit nivel de detașare, la un anumit nivel de înțelepciune. Pentru că imaginați-vă că știi când mori. Dacă nu ești pregătit pentru asta, ce o să ceri să faci? Să fugi. O, prima condiție, păi dacă sfârșitul nu este să o accepti, și atunci, cu adevărat, moartea nu știe decât cineva care s-a detașat de viață. Adică nu mai e problemă. El cel mult își pune în ordine în acte, își pune în ordine în notariat, își vede familia. Dar cred că e un dar divin. Pot să spun că am avut ocazia să fiu la căpătuiul unor oameni care mor. Și cel mai impresionant a fost, am fost chemat la un moment dat să văd o femeie. Avea vreo 30 de ani, avea 3 copii în parcă. Și se afla în stadiu terminal, avea anus contra naturii. Și m-au dus să-i spun, dar am pus să fac ceva pentru ea. Și am zis, sufletel, nu știu ce m-au adus ăștia aici. Dar zic eu, îți spun că mai ai vreo 200 de trăit. Evident. Numai că nu m-a ajunat cu mine. Cum poți să-i spui și medici și spui adevărul și la ala? Tu nu zic, ce vrei să-i spun? Că o să trăiască fericită când atâta e, 200 de ani? Deci cred că mi-am luat ceva binecuvântare atunci. Și evident, și persoana care mă dusese o prietenă vreme atunci, m-a boscolit de rău de tot. Și am zis, băi, femeie, ce vrei să fac? Ăsta era adevăr. Eu le-am pe asta. Greșit. Și... drăguța a fost următorul. Tipa a plâns câteva zile, după care și-a chemat copiii care era certată și care nu mai vorbea, avea o fată de 18 ani. După care și-a chemat mama, după care s-a împăcat cu fostul ei soț. Și mi-a zis că a murit în păcat. Și deși perioada aia m-a jurat toată lumea, după aia mi-a mulțumit. Mi-a zis, bă, dacă murea și nu știa, se mai împăca cu fiica sa? Mai o vedea? Fiica sa mai înțeamnă că fiica sa nu vrea să o vadă. Se mai împăca cu bărbatul? Își rezolva problemele legate de... Și atunci, mi-a zis, pare a fost bine. Bine, eu sunt genul care, pe mine mă interesează bine, indiferent ce zice, poate să zică toată lumea, nu, asta pe dos, o să fac ce trebuie. Dar nu întotdeauna este ușor de îngurcitat. În adevăr, de genul, dacă vezi că mor sau că moare copilul tău sau și că n-am ce să-i fac. Dar sunt adevăr pe care pot să ți le asum. Cum să vă zic eu? Eu judec prin prisma științei spirituale. Eu verific un om și spun, în condițiile actuale, dacă evoluează așa, el mai are de trăit atâta. Dar am avut și cazuri în care i-am zis cuiva că moare și a trăit vreo 2 ani, dar murea tot la 3 luni. Deci ce face la 3 luni? Moare. Deci, după aia am zis că nevasta a iubit foarte mult și atunci prelua din sufletul ei și te dea din viața ei și te dea din viața copiilor și tot așa. Și îl ținea în viață și l-a menținut în viață așa vreo 2 ani. Chiar dacă momentul morții era deja... Chiar dacă momentul este dar care poți să transcendă. Deci să treacă peste... Deci ei pot să treacă peste Îngerul Morții. Se poate. Dar să ne vadă. Care a fost și... Plus de asta, i s-a îngăduit pentru că, într-adevăr, omul fusese un om special. Și Dumnezeu a vrut să ducă sus. Și nu era pregătit, nu era lucru înțelesese tot și atunci au mai rămas ăștia 2 ani ca să înțeleagă că există și mai dincolo, că nu era toată aia. Deci ea avea o capacitate extraordinară. Omul poate să intervină asupra momentului morții? Absolut, dar din păcate. Știți, am câteva momente în care am intervenit pe Îngerul Morții. Și... odată, un amic de-al meu, de la care am învățat foarte multe, s-a gândit el că ar fi bine să facă curățare totală unei tipe care era în comun și care avea Îngerul Morții lângă ea.
Și m-am dus respectiv, i-a luat Îngerul Morții picioarele, adică nu le-am mișcat. Și a trebuit să țin, mă rog, 3 zile de post negru, să citesc măștile de 3 ori. Și în cele din urmă a scăpat, dar tot i-au revenit durerile alea pentru Îngerul Morții, nu de aia. Zanul, așa a fost și părintele alergat pentru Îngerul Morții, acolo, pentru că să mă rea în statul în minte. Îngerul Morții nu te iertă dacă treci peste el. Chiar dacă ți-e milă de oameni, chiar dacă ți-e milă. Și vreau să spun ceva. Știți principiul pe cine vrei de mare să mă arătă cum trebuie să trăiești? Și am mai făcut treaba asta apropo de cineva. Băi, și vreau să spun că nu există pe lume persoană care să mă fi închinit mai mult decât persoana asta. Pentru care am intervenit din vorba de Îngerul Morții. Îmi dau seama că pe undeva este bine, în perspectivă. În perspectiva copiilor ei, în perspectiva ei. Dar pentru mine nu a fost la mine. Deci mi-am încă să fie ființa asta. Și vreau să vă spun că încerc câteodată să zic că băi, îmi pare bine că am intervenit, dar credeți-mă, am momente, azi unul dintre ele, în care mi-aș tăia mâinile. Mi-aș tăia mâinile eu singur. Ca să... decât să mă trec peste Îngerul Morții. Cred că nu e bine să treci peste Îngerul Morții. Cred că... Dar e clar că, pentru că am aflat, era o decizia mea, dar nu întotdeauna cred că este. În clipa asta regret. Poate mâine trece. A, și sunt mulți care pot să intervină peste Îngerul Morții. Din păcate, peste Îngerul Morții pot să intervină episcopii, pot să-ți trimită preoții, radiesteziști, pot să treacă peste Îngerul Morții, să-l trimită. Pentru că Îngerul Morții este un înger de ce trai. Și... să-l trimită, dar să și... Nu. Haideți să vă spun ceva. Eu m-am dus că deci vreau să spun ceva. Prima oară când am simțit Îngerul Morții în ceafă, Doamne, nu ți-e bine. Deci îți trebuie un pic picioarele și genunchii. Dar după, eu am obișnuit. Când vine, nu trebuie. Cine te-a trimis Dumnezeu? Ei, la revedere. Adică când deja de la ce, cine, ce, cum, de ce l-a trimis, nu mai trebuie. Pentru că, hai sunt. Eu știu că, Doamne, eu nu știu de toată biserica pentru niște nebuni, da? Dar mai sunt preoți, de exemplu, sau echipul de episcop care sunt masoni. Și care îți fac ritualul de înmormântare deși tu ești viu. Și te înmormântează. Evident că îți trimite Îngerul Morții. De ce? Haideți să vă explic ceva. Există o rugăciune, de exemplu, care se face pentru oamenii, pentru sufletele care nu pot lezi nemurii. Păi toți suntem, nu putem lezi nemurii, că din păcate mai trăim. Și, sau din fericire, eu știu cum vreți voi. Dacă luăm cardacii din păcate, dacă e să luăm un an, din fericire. Și atunci citește rugăciunea de deznegare pentru sufletele care nu pot deznemuri. Aia este o rugăciune care se face ca să apară Îngerul Morții și să stai de la. Și ce citește? Vine, n-ai ce să-mi facă. Că Îngerul Morții ca să mă rogească, trebuie să aibă voie, da? Trebuie să te agațe de ceva. Dar... Și sunt conștienți? Nu. Deci am auzit chiar și chestia asta. Băi, tu nu știi ce se întâmplă dacă te blestem eu ca preot. O să mă doară. Era să zic eu, nici acolo. Deci nu, am impresia că odată cu chilotonisirea, că avem niște perioade de mare. Ca să încerc să-ți chimiez în lingărușcă. Și ei, și episcopi, și că lumea, și universul, și stelele, Doamne, nu știe luna de tine ca episcop sau... Habar n-are. Sau de Patriarhul Daniel. Par n-are, de pe lună nu se vede. Zidul tine se vede, dar Biserica Patriarhia nu. Ei, și din cauza asta, ei crezându-se foarte mari, automat încep să facă. Nu toți. Să mai Dumnezeu. Sunt oameni care sunt buni și în biserică. Dom'le, dar chiar așa întâmplător, de exemplu, Arsenie Boca, n-are nicio treabă cu biserica. Nu-i interesează biserica. Chiar e întâmplător. N-a vrut să fie desgrupat de biserică, n-a vrut să fie canonizat de biserică. Înseamnă că am văzut el ceva acolo, nu? Că el vedea. Și asta știu de la duhovnicul meu. Duhovnicul meu, Părintele Pantelimon, mi-a zis. Părintele Arsenie vedea. Și mi-a zis, zice, m-a întrebat de ce e zis. Și mi-a zis că îmi pare rău că nu văd
sângele din decembrie și zăpada miei. El a murit în 89 mâini. În decembrie a fost revoluția. În 90, în mai, a fost zăpada miei. Și după aia am ajuns eu la el. În 90. Sau în 90. Mai știu, da. Și atunci, automat, era clar că și-a dat seama. Că știți cum e? Cu peștele de la cap se împute. Și cred că am văzut că se împute peștele. Și a făcut în așa fel încât să nu poată să fie folosit. Haideți să vă spun ceva, ei știa că să se sfințească. Pentru că la nivelul ei, când lucrez cu unge, el, Părintele Visarion de la Slatina, deci ăștia erau care, oameni care în altar lucrau cu ungerii. Și aveau relația personală cu ungerii. Și mai sunt, slavă Domnului, și știu preoți bun care sunt. Și ei, în momentul în care știi treaba asta, știi și că lasă că o să fii sfințit. Atunci, ce o să vezi, ce o să trebuiască să faci. Ei, și atunci, e clar că el a știut ce o să întâmple. Și a ales în așa fel încât să nu poată să fie spart. Adică, vă dați seama, biserica nu vrea. Acum, dacă ești sfânt, mai vine niște moaște. Mai încolo, mai încolo. Voi nu știți, dar moaștele astea se dau pe bani. Primul preot care zicea, da mă, zice, Sfântul Nicolae, deci, are vreo 11 mii de degete, de falange. Împărțit în toată lumea și toate date pe bani. Înțelegeți? Și n-a vrut să fie tăiat bucăți și împărțit. Și acolo să rămână, pentru că n-a vrut să treacă peste voința lui biserică, să-l dezgroape. Nici nu pot să-l sfințească din cauza asta, că nu pot să arate că se moaște. Ați înțeles? Biserica e pusă într-o postură foarte drăguță, făcută de un om care a știut să vadă. Și anume, nu poate să-l dezgrabe, pentru că înseamnă să treacă peste voința lui și nu poate să facă treaba asta. Nu poate să-l sfințească, pentru că nu poate să-l dezgrabe, deci nu poate să-l canonizeze. Dar Părintele să nu cumva aveam dreptate. Păi de ce avea dreptate? Păi băi, frate, dacă toți sunteți în post, cine mai face copii în România? Pentru că dacă te uiți în calendar și faci un calcul sumar câte cruci cu roșu sunt și sunt cruci în care nu ai voie să faci sex, că deranjezi pe sfântul respectiv, înseamnă că nimeni nu mai face sex în România pentru că e ziua unui sfânt. Și asta mai risea, probabil s-a gândit el, să mai bună și ziua mea, trai pe vă trai. Și așa, n-ai voie, din punct de vedere a bisericii, n-ai voie decât marți și joi, parcă, și mă, au niște canale din astea ciudate. Și atunci, evident. Sunt așa două zile. Două zile de săptămână. Da, dar dacă nu sunt cruci cu roșu. Dacă sunt cruci cu roșu și dacă e post, n-are zile. Dar știi ce e drăguț? Că biserica e foarte, foarte tolerantă cu slăbiciunile ei. Deci există dezlegare pentru preoții tineri căsătoriți. Adică tineri căsătoriți pot să-și opună. Dar omul de rând, el trebuie să stea în post și în rugăciune. Hai să vă spun de ce. Puterea spirituală este dată a unui popor, este dată de cei care se roagă și cei care postesc. Și asta determină puterea spirituală din vârf. E evident că dacă toți postesc și toți se roagă, noi care suntem în vârf, nu eu, că eu nu sunt nici patriarh, nici episcop, nu fac parte din sinod, avem putere. Ei nu se bazează pe puterea lor, episcopii și... Nu. Ei se bazează pe postul și rugăciunea gloatei. Și atunci, evident, voi țineți post. Voi nu faceți sex. Lasă-ne pe noi. Dar ei oare mai sunt conștienți de puterea lor? Da. Deci, ești conștient că-ți pieți. De ce? Pentru că vine unul ca mine care e mai nesimțit așa. Și nu ca mine. Eu sunt păcătos. Dar îmi place așa cum văd. Mă mai duc la biserică și m-am dus. Și drăguț este când coboară porumbelul. Duhul Său. Doamne, și când se duce porumbelul pe capul unuia care e în gloată. Că porumbelul pe nu-i interesează că ești preot sau episcop. Pe el interesează cât de bun ești, cât de curat ești, cât îi slujești lui Dumnezeu. Ce voie face lui Dumnezeu. Păi el nu are treabă că cu galoane, că ai ciupilică sau n-ai ciupilică, că ai cămeșe sau n-ai cămeșe. Pe el interesează strict puritatea sufletului tău. Și el vine, fâr, și se pune pe capul cel mai bun. Și mă dau seama să fii în altar și să te uiți așa și să vezi porumbelul la o femeie!
aia îmi place de mor. Și nu mă cad pe spate și nu e cu mine. Dar mie mi-e drag. Mie mi-e drag. De ce? Pentru că eu am venit să învăț pe oameni. Și oamenii învață numai prin lecții. Eu încerc să învăț cu bine. Dar dacă nu se poate cu bine, se poate și cu mai puțin bine. Pentru că hai să vă spun ceva. Pentru mine e foarte important să zicem cum aș putea să mă duc mie, cu eu copiii, da? Și atunci mă refer la Dumnezeu. Mă, cum te educă Dumnezeu? Cu binele? Sau cu bătare? Deci, clar. Deci nu există. Așa există metode coercitive și ale societății. Și așa sunt și de la divinitate. Dom'le, dacă nu respecti niște principii divine, ți-o furi până la urmă? Ți-o furi. Dar asta nu înseamnă că te pedepsește Dumnezeu. Nu. Dumnezeu ține de... Deci, de exemplu, Dumnezeu ține de să faci joc foarte mult. E îndelung răbdător. Tot acum mă obosește. Câtă răbdare. Dom'le, dar și când vine... oamenii nu-și dă seama că fac rău. Și să-ți vin îndreptății să-l facă dintr-un considerent. Ei nu înțeleg că un om, Dom'le, poate să nu te iubească. Și nu e bine să te iubească. Și pentru că zice, mai refuza persoana sau copilul ei, se consideră îndreptățită să-ți facă rău. Și să face rău. Ție, copiilor tăi. Și eu zic, mi-e păși mai mult. Dar vreau să te limitat, pentru că la un moment dat Dumnezeu zice stop. Zice stop și în momentul în care zice stop, e stop joc. Și atunci vine pedeapsa. Există și o pedeapsă. Adică Dumnezeu e răbdător. E îndelung răbdător. Dar nu este la infinit răbdător. Și e adevărat că 3 ani în viața divinității nu s-a numit, dar în viața mea nu s-a numit foarte mult. Și în momentul în care intervine Dumnezeu, apoi știi, n-ai voie să te răzbuni. Am încercat să înțeleg de ce spune Dumnezeu că răzbunarea mea. A te răzbuna înseamnă să răspunzi la locul rău. A te răzbuna înseamnă să fii implicat emoțional. Și nu înțelegeam de ce se spune Dumnezeu răzbunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe momentul în care toate metodele de întoarcere a unui spirit la bine s-au epuizat. Tu nu știi. Și de asta n-ai voie să folosești moartea. Dacă am folosit treaba asta, nu știu. Răspunsul e da. În momentul în care nu asupra mea, eu m-am obișnuit. În momentul în care a fost folosită moartea împotriva celor dragi mie sau mi-a plătit pe elita misiunea personală, am întors înapoi. Deci... Dumnezeu nu era acolo? Ba da! Dumnezeu a înlăbit. Chiar întreabă. Și chestia e felul următor. Justificarea celorlalți. Doamne, dacă mai trăiam, ne-am fi putut mântui. Și răspunsul Dumnezeu a fost Dragul nu va lovi. M-a întors-o. În momentul în care te lovești singur, este vinovat. Haideți că trebuie să înțelegem ce reguli de drept divin. Este vinovat cum cheamă? Pe la care a luptat cu Meduza. Cum cheamă? A luptat cu Meduza. Mă rog, și a pus-o din față. Și când a transmis raza Meduza, a împietrit. Este vinovat că ți-a întors oglinda? Dacă împietra el, era vinovat. Sau dacă rănea el. Dar ea s-a gândit pe ea? Și atunci, în momentul în care vrei să faci rău și cineva ți-a întoarce, după N timp în care am sublimat, am, de-am obosit să e în momentul respectiv. După ce murim, mergem în locuri diferite. Fiecare la locul lui. Și-a câștigat. Absolut. În funcție de? Asta ține de
DH. Deci de lumina interioară. Lumina interioară este cea la care poți să ajungi, cercul la care poți să ajungi după moarte. De ce? Pentru că această lumină interioară are o paletă foarte largă. Noi aici măsurăm între 0 și 100. Dar 100 fiind manifestarea lui Hristos în plan fizic. El fiind modelul divin uman. Numai că aici coexistă simultan în aceeași societate demoni, îngeri, oameni, sfinți, oameni la prima trupări, animale, etc. Da? Toate sunt în aceeași vibrație. După aceea, asta are aceeași vibrație. Ei, în momentul în care murim, vibrațiile astea se tind. Imaginați-vă că este între 0, între minus și 100, da? Dar 100 aia înseamnă infinit. Adică nu împart la 10. Că mie îmi place de cu 10 ceruri. 10 ceruri pentru mine, dar omului. Dar nu sunt 10 ceruri. Sunt 10 în 10 în 10 în 10 în N. N. Factorial. Aia e infinită. Și vă dați seama cam câte palete, cam câte paliere sunt. Tot ce pot să vă spun este că eu mi-am dorit moartea. La un moment dat, să vorbim și despre întâlnirea mea cu moartea. Și Dumnezeu mi-a zis așa, nu și poți să treci, că ți-ai făcut ceva de făcut. Eu mi-am făcut ceva de făcut de la atacul psi. Aia a fost spargerea aia. Că după aia apăreau alții. Și mi-a zis așa, nu și poți să pleci. În condițiile în care mi-a furat să Dumnezeu de rău și mai care zicea, hai, îți ajunge. Nu zic, poți să pleci, dar poți pierzi ce puteai să înveți după. Și asta se întâmpla în vreo 6-7 ani. În vara lui 2005, cred. 8 ani. Acolo. 7. Și vreau să sunt elevi. Și mi-am văzut dintre elevii pe care aveam atunci și că erau mici. Și mă gândeam, frate, dacă trebuie pe ăștia nici pulbere, dracu, că erau cuiuți și nu știau de capul lor. Și acum sunt maestri, au cursurile lor, au familie, au copii. Adică s-au schimbat foarte mult. Și nu repede, ca a rămas. Dar tentația a fost la un moment dat, pentru că la un moment dat te saturi. Te saturi de toți nebunii, da? Eu sunt o rață în care trag toți. Deci, pentru că am avut pe sticlă. Nu interesează dacă că eu nu... Eu nu interesează nici cine este președinte, nici cine este... Chiar nu mă interesează. Eu o să fiu indiferent cine e. Și atunci toți cred că eu sunt împotrivă. Și atunci, fiind împotrivă, mi-a fost. Și suntem mulți în situația asta. Că ăla zice, vine la tine și te treabă, nu vrei să fii cu noi? Și să spui nu. El zice, clar te duci că te-ai dus în baricada aia altă. Și ți-o trage pentru că te treaba asta. Și ți-o furi. Evident că mi-am furat atâta la alegerile astea, că o să intervin de drag. Și o să-mi facă plăcere. Numai așa. Dar nu pentru că chiar mă interesează. Ei. Și eu o să fac cu Dumnezeu că vrea fie. Și atunci mi-am dat seama că fiecare clipă pe care o petreci pe pământ și prin care ajuți oamenii, te face să evoluezi. Și e foarte important în viață. Și de atunci s-au întâmplat foarte multe în viața mea. Deci, multe, multe. Deși pentru unii e un roman, mulțumesc Dumnezeu pentru toată experiența pe care au și bune și rău, nu ca să mă fug să fiu. Există rai și iadul? Sau totul se vede ce există o creație noastră. Există o creație... Dar știți ce e ciudat? Că... E ciudat când sunt niște cărți pe care eu n-am avut voie să le citesc. Și sufăr din cauza asta. Adică e frustrant. N-am avut voie să citesc din Tainele Vieții și ale Universului. N-am avut voie să citesc Infernul Dante. N-am avut voie să citesc Isaac Newton despre regresii. N-am avut voie să citesc și nu o să am voie să citesc, cred că simt deja asta care a scris Lumea Astrală.
Atkinson. Atkinson, da. Și știu că nu s-a învoie. De ce? Foarte simplu. Pentru că, nu știu dacă știți, toată lumea zice că la un moment dat unii și-au copiat altora, că de fapt sunt românii au descoperit nu știu ce și că ăla din Japonia a făcut. Nu e adevărat. Există niveluri de conștiință la care ajung oamenii de știință. Și nivelul de conștiință la care ajung oamenii de știință îi fac să descopere acel lucru. Cu alte cuvinte. Nu i-a făcut nimeni nimic. Pur și simplu au ajuns la același nivel de conștiință și de cunoaștere științifică. Mai mulți indivizi descoperă așa lucru. Primul care îți zice, uite, am descoperit, ăsta ia premiul Nobel. Și asta e tot. Bine, e păcat că ia banii și face institut de cercetare. Dar ales renume, asta este așa. La fel e și din punct de vedere spiritual. Pe măsură ce evoluezi din punct de vedere spiritual, tu începi să vezi lumea. Pam, 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 pam. E evident că dacă aș citi, m-ar influența un pic. Când citindu-le, am ajuns la anumite păreri pe care mi-a propriu. Și de fapt, ce o să se întâmple? În momentul în care unul om o să mă citească pe mine și o să citească pe ăla, și o să știe, bă, Argeșanu nu a citit. O să-și dea seama că sunt de fapt doi oameni care au ajuns la aceeași idee prin cunoașterea lui spirituală. Nu avem legătură de sânge la trei în 1900 toamna. Nu avem nicio legătură în cap. Nu mi-e tată. Cel puțin nu știu. Și atunci, automat o să zică, bă, dacă tu știi cum e, dacă doi spun că ești bea, tu știi cum. Și nu se mai îndoiește de bea. Până la urmă, nu e o chestie de credință, e o chestie de cercetare. Evoluția spirituală se bazează pe practica spirituală. Deci eu n-aveam puterea interioară și cunoașterea pe care o am dacă nu experimentam. Eu am experimentat tot ce se poate. Exorcizări, extracorporalizări, trimiți lumină la distanță, toate. Altfel n-aș putea să fiu acest. Asta m-a determinat. Dar nu mi-a fost frică să experimentez. Am avut în spate pe Părintele Agatul. Corect. Și când am venit Părintele Agatul, mi-a fost îngrozitor pentru că nu realizezi ce spate ai când e cineva la care poți să te duci să te dezlege. Că am avut și multe prostii, da? Cu sinucigași, cu o grămadă de chestii. Când a venit Îngerul Morții peste mine. S-a speriat totuși Părintele. Dar aveam cineva care să mă... Acum nu mai am. Și acum mai clar că orice fac. Dar la mine și nu chiar. Nu interesează că îl cheamă Argeșanu. Nu ai zis cine ești? La revedere. Revenim la rai și la iad. Așa. Nu ne-a dat răspuns. Dacă există rai și iad. Dom'le, există. Dar nu este... Ea nu este, cum zice biserica. Ceea ce prezintă biserica pe... pereți, este purgatoriu. Mă refer la locul unde sunt chiniți oameni și spirite și mă știu. Este purgatoriu. Și există purgatoriu. Că aici studiază de acolo în Biserica Catolică. Iadul este cu totul altfel. Nu e prezentat pe alea de la biserică. Și raiul, n-am văzut foarte mult din el. Și mă bucur că n-am văzut foarte mult din el, că cred că nu m-aș întoarce. Adică, să știți cu iadul și cu purgatoriul sunt familiarizat. Cu raiul mai puțin. Dar că există, da. Să vă mulțumesc că există. Nu este în mintea noastră? Nu este în mintea noastră. Știți ce se întâmplă? Nu. Sunt niște posibilități. Deci nu poți să-ți imaginezi raiul, iadul. Nu există. Nu există. Dom'le, eu am vizitat. Mă mai ia câte cineva și mă duce. Și, dom'le, nu știu ce face treaba asta, probabil pentru că sunt ziarist, știți? Știi, când în când. Și rai nu l-am vizitat, dom'le, dar iar l-am vizitat. Și vreau să spun că cobor de zinea acolo. Și jos. E bele de bele. Bine, nu avea nimeni voie să facă ceva. Dar nu pot să zic că mi-a plăcut. Și... Dar nu prea am voie să vorbesc despre el. N-am voie să promitez acolo. În schimb, Raiu...
și despre noi avem o impresie greșită. Toată lumea crede că în Rai se lumea și cântă la cap. Dom'le, în Rai sunt toate activitățile pozitive cu EPF mare din această lume. Se fac haine? Evident. Deci sunt oameni care se bucură de haine, de țoare. Se gătește? Evident. Se bucură cineva de legumicultură, de floricultură, de pomi? Absolut da. E cineva care se bucură de irigație? Absolut da. Deci da. Și toate astea există în aia. Da? Nu există celelalte negative. Există medicină în aia? Absolut da. Există toate astea. Există îndrumători în aia? Absolut. Psihoterapeuți, mentori, toate astea există. Dacă vreți să vedeți o imagine cam cum am văzut și eu a Raiului și a Iadului, vă recomand Poveste fără sfârșit cu Robin Williams și atât. Este extraordinar. Deci eu când vă stau pe Iadul, pentru că sunt copii amortați care sunt în pământ, în mocilor. Deci, foarte cu vârstă o iertă. Și după aia, după N ani, când am ajuns, am voie să vă transferia. În ce ai văzut? Și aveam o fată la un moment dat. Am zis, bă, zic, fiu nebun. Și mi-a venit o fată care intra foarte ușor în regresie. Și știți că toate amintirile noastre sunt stocate în noi. Sunt stocate în noi la nivelul de triunghi inferior, mai ales la negativ, ca niște bile. Și o puneam în regresie și dădea drumul la mine. Pam! Și timp când tu bilă în cap. Și au decriptat. Wow! Și am wow! Și am wow! Și făceam. Vai, și asta am făcut. Vai, și asta. Deci era numai... Ei, și cred să dea de vorba de copii abortați. Și îmi povestea cum era mai. Mă rog, pentru că nu reușit să-l spate la mine, aveam un copilaj și acolo reușise să-i facă o cameră specială care avea inclusiv un televizor și la televizor îi dădea desene, ca să se fixeze. Dar trebuia să ține acolo până când să-i duce la cea. O întreagă poveste e... Deci, lumea de dincolo e... Se joacă bară pe lumea, lumea de dincolo absolut da. E sex în lumea de dincolo absolut da. În funcție de... În funcție de nivelul spiritual. Există chinuri în lumea, absolut nu. Da. Dar, există și partea frumoasă. Lumina are fiecare să ce unde rezonează. Există marea, absolut nu. Senzațiile care preced moartea sunt în funcție de evoluția fiecăruia? Nu. Tunelul este valabil pentru toți. Deschiderea lui este valabil pentru toți. Sunt lucruri comune. Absolut, da. Eu îi învăț pe mine să fie pregătiți pentru momentul morții. Că nu știu niciodată când e. Și sfătuiesc să... Dom'le, sunt câteva rugăciuni pe care trebuie să le știi. Nu e Tatăl nostru. A doua e către Mântuitorul, Doamne, să-i Hristos să fie mulțumește, mă. Sunt rugăciune către Maica, luminează, bucură-te, care conectează la energia Hagiilor. Dar, în special, țineți minte, ușa milostivii. În momentul în care mori, te duci în astral. Fum, și ăștia vin la mine și mă vreau. Ce tu mi-ai zis, dragi de iar, că aici nu-i nimic? Nu-i nimic. Deci, în astral, te uiți și vezi o lume de întuneric suprapusă luminoasă. Când te uiți afară, când e lună plină, și nu vezi mai nimic. Cam așa e, astral. Cum este lumea? Când ești de pe planeta Pământ. Semi-lumina aia, întunecimea aia de, dintre planete. Ei, în momentul în care zici ușa milostivirii, se deschide dimensiunea. Știți că am avut o imagine foarte frumoasă la Părintele Regatul. Eram un student. Și știu că Părintele mă trăgea, că eu făceam multe prostioare. Și din când în când se gândea la mine. Și se întâmpla un motorul fenomen.
Preoții când te trag, te trag pe cea pe inimă. Și se ruga Părintele Agatu și într-o zi l-am văzut rugându-se și îmi simțeam așa cum îmi trage pe cea pe inimă. Și l-am văzut la în astral. Deci el era la el în chilie, da? Și cu oamenii vreau, dar în astral l-am văzut cu oamenii de jur împrejur și pe Manuel. Deci lui deasupra stelele Maia. Și pe măsură ce făcea rugăciune, cum vedeai Marea și cerul deasupra cu stele, s-a deschis așa în poltă cerească și dincolo s-a văzut un palat. Și de acolo coboară nimeni. M-am dus, am rămas în spirit, m-am pus în genunchi, m-am curățat și când am pus, a venit lumina și când m-am venit la tec, m-am venit la pentru. Dar eu aveam posibilitatea să văd asta. Adică, cum să zic eu, deschiderea cerurilor se poate face și se face ceva de pe urmă. Pentru că astea sunt spirite care rămân în plan, într-un plan. Ei nu știu că mai există ceva dintre ei. Nu văd decât ce e. Și atunci rămân prizonieri. Fie legați de persoanele pe care le-au iubit, le-au iubit, fie de locurile pe care le-au iubit. De familie, de bani, de bijuri, de mașini, de ce fel. Putem să ne alegem când să murim? Momentul? Nu. Asta este dată exclusiv inițiaților de mare treabă. Momentul morții, în primul rând moartea, este strict apanajul divinității. Deci eu să mor, pentru că nu vrea Dumnezeu și decide că nu se poate. Dar în rest, nu există. Și atunci, că mă sinucid? Aia e cu totul altceva. Poți să te sinucizi, e alegerea ta personală, ai liber arbitru, poți să o faci. Dar alegerea momentului morții, mă refer din perspectiva unui spirit care nu vrea să sinucidă, este strict apanajul spiritelor superioare. Care ajung la un final, la un moment, zic, Doamne, mi-am luat tot ceea ce aveam din viața asta, am înțeles ceea ce am înțeles din viața asta, am pus ordine în ceea ce vreau să fac ordine din viața asta, și acum pot să plec. Pentru că pentru ăștia am oferit eliberare. Cei care doresc să moară? Știți că dorința de moarte câteodată e legitimă pentru cei care doresc să moară. Pentru că, într-adevăr, viața nu e așa ușoară. Adică, câteodată îi înțeleg. Câteodată îi înțeleg, adică, bă, când e făcut pe toate, la naiba. Mă plictisește să le fac din nou. Da? Bun. Și atunci îi înțeleg. Dar dacă asta mă refer la spirite cu niște stele mare care au avut. Dar tot nu ai făcut tot ce se putea face pe planeta asta. Și ca cunoaștere, și ca distanță. De obicei ăștia nu știu să distanțeze, nu știu să învețe. De ce? Păi, în momentul în care mâini sunt interesat de studiu spiritual, în momentul respectiv, nu mai am cum să mă plictisesc și nu mai am cum să-mi doresc să mor. Pentru că cunoașterea spirituală și a științei că până la urmă este infinită. Și chiar că nu am cum să mă plictisesc și nu am cum să cuprind tot. Da? Deci în fiecare zi dacă învăț ceva, am multe de învățat. În ceea ce privește pe cei care nu știu să se distreze. Aici este altă problemă. Și asta este tot datorată creștinismului. Creștinismul a înțeles greșit fericirile în viitorul. Era care spunea, fericiți cei ce plâng că cei se vor bucura. Da. Dar n-a zis nimeni că fericiți cei ce nu plâng că ei se vor întrista. Și atunci s-a perpetuat prin creștinism de 2000 de ani ideea că, bă, dacă ești fericit cumva în viața asta, clar că ea dracu. Și nu mai poate frică. Și sunt oameni care le e frică să fie fericiți, să se bucure. Am descoperit că eu frica asta vine. Frica de iad, frica de faptul că dacă te bucură ceva, vine oricum dracu și ți-o dărâmă. Deci, l-am descoperit de mine, așa că ce credințe mai am de la alții? Acum mi-a fost bine. Mamă, îți dai seama ce bucuria era bine? Ați înțeles? A, mi-e rău. Păi nu se poate decât mai rău. Ca vegerul mare. Și e firesc. În momentul în care am fost educați așa. Dar nimeni nu ne-a zis, bă, după ploaie vine soare. Bă, știi, oricât de neagră e noaptea, tot răsare soare.
Știi, oricât ar fi de lungă ploaia, tot vine. Oricât ar fi de lungă iarna, tot vine primăvară. Înțelegeți? Și atunci, dacă nu avem educația asta, nu știm să ne bucurăm. Și trebuie să învățăm să ne bucurăm. Oamenii nu au înțeles și nici n-au fost învățați. Dom'le, nu știu, la un moment dat râdea cineva, nu dau numele, cum să zic, vreau să susțin unul. Și râdea. Și era Mircea Badea și făcea, uite ce râde. Idiotul ăsta, de ce râde? Cum râde? Să ne spună el de ce râde. Adică, ca și cum, dacă el era supărat, toată lumea ar trebui să fie supărat. Bă, dacă tu ai ales să fii supărat, nu înseamnă că toată lumea trebuie să aleagă să fie supărată. Și asta e o chestie de alegere. Nu ține nici dacă ai casă, nici dacă ai mașină, nici dacă ai nevastă, nici dacă ai copii. Fericirea e chestiune de alegere. Faptul că noi alegem să fim nefericiți, că n-avem, e opțiunea personală. E evident că nu poți să-ți dai seama de asta decât dacă ai. Și nu ai decât să pui mâna, să ai. Dar asta înseamnă că o să fii fericit. Și când îți dai seama că nu asta ți-a duc fericit? În momentul în care le ai. Da? Crezi că vezi împlinirea prin familie. Ai familie. Crezi că vezi împlinirea prin doamna sau domnul nu știu care. Și le ai. Și după aia crezi că ai împlinirea prin copii. Și le ai. Și crezi că ai împlinirea dacă mai ai în casă. Și o ai. Și mașină. Și o ai. Și profesie. Și ai. Și nu știu câte sute de euro pe mână. Și le ai. Și descoperi că de fapt nu ești fericit. Și îndeva după aceea întreb, bă, dar ce înseamnă să fie? Fericirea e o stare. Și starea asta ține de mine. Și nu poate, mi-a poate nimic la nimeni. Dacă eu aleg să fiu fericit. Și asta e mine. Apropo de sinucigași, ce se întâmplă cu ei? Sinucigași au un loc special. Eu am fost, am avut tentativa, eu că nu murise pierna. Și am zis, și eram la, era ziua lui coleg chirurg, pe neurochirurgie, și eram la balcon. Și eram cu mai mulți, deci să mă uitam în jos și zic, frate, zic, dacă sar, bă, măcar o văd și o să fiu pe ea. Și am cochetat un pic cu ideea, zic, bă, nu pot să sar acum, că îi distrug ziua ăsta. Mă rog, mai încolo, găsești o metodă. Și la un moment dat, mi-am dat seama că n-ai voie să faci așa. N-ai voie pentru că nu poți să arunci ceea ce ai cunoscut și ceea ce ai învățat. Și eram pregătit pentru asta. Mie nu-mi e frică. Deci dacă vrea cineva să mă sperie, să mă sperie cu ea, duc că l-au cunosc bine. Și sinucigașii, imaginați-vă, știți cum, cum sunt celulele de la Alcatraz? Bun. Cu zăbrele așa, dar în fiecare celulă o grămadă de oameni care nu știu ce sex au și sunt lași în cap. Clar că suntem pe mână. Ceva de genul. Am zis, bă, asta e mărat în cap, stau acolo și atent, asta e. Cam așa e, sunt cine așa. Dar, nu cred că este cea mai optimă soluție și plus că ești obligat să te întorci. Aștept la întrupare după aia. Să știi că foarte multă lume așteaptă la întrupare. Nașterea este o problemă. Că se mai întreabă de ce mor unii de foame prin Nabilia și că mor copii. Păi de-aia mor copiii, pentru că mulți dintre copiii care mor sunt spirite care s-au sinucis în alte viață, deci mă refer de accidente sau ce știe ce. Nu, dar sunt oameni care s-au sinucis în alte viață și care își duc viața atât cât mai avea de trăit. Deci dacă eu, să zicem, m-am sinucis la 30 de ani și trebuia să trăiesc 70, mă nasc și trăiesc cât? 40 de ani. E o carte a lui Jack London despre reîncarnare. Nu e foarte cunoscut, apropo de asta, e vorba de un tip care a luptat prin Indii și la un moment dat un glonț a lăsat fără biluțe. Și întrucât asta însemna totul pentru el, s-a sinucis. Și este obligat să nască, devine medic, își ispășește vina și moare la 40 de ani sau ceva de genul ăsta, într-un cutremur. Și lumea nu înțelege de ce am murit. Am murit pentru că ei se terminase etapa aia din viața aia. Pentru că noi învățăm pe etapă. Vrem, nu vrem, tot trebuie să trecem etapele astea. Dar se pot junta absolut, dar fiind Iisus Hristos, pot să juntezi etapele. Corect. Dar dacă mergi strict pe legile care, nu trebuie să treci prin etapele astea. Și atunci, sinucigașii
sunt obligați să nasc. Acum, să nu se crede că orice accident înseamnă că nu sunt sinucigași. Am avut cazul de spirite foarte înalte care au ales să moară și să se sacrifice pentru familiile lor și pentru neamul lor și ca să ajute oamenii. Deci aia se numește jertfă. De exemplu, există spirite care au ajuns la un nivel foarte mare, mare, foarte mare, unde HB 80 și ceva, da? Au fost preoți călugări, etc. sau, mă rog, și se nasc. Am chiar avut caz de genul ăsta și s-a lucrat să devină bunii. O fată. Și, mă rog, a venit la mine tatăl ei cu poza și mi-a zis, fata mai e, cum? Nu puteți să, puteți să o ajutați? Și eu am verificat și am zis, nu. De ce nu puteți să o ajutați? Pentru că nu vrea. Ea are vârsta asta foarte mare. Nu vrea să mai trăiască. Vă iubește pe dumneavoastră, pe soție, dar alege să plece. Asta dă că o vreo două luni, între timp, mă rog, preoți, maște, o întreagă poveste. Și fata pleacă în condițiile în care fata lumea spusese, fata lumea spusese că ea o să facă bine și de aia de mai nu să stea. Bun. Ei, în momentul morții, de la DH 80 și ceva, a trecut direct la 90. Deci ea a trecut în viața asta, a sărit un cer. Doar prin moarte. Evident, prin cunoaștere spirituală se poate urca mult mai mult. Dar se pare că s-a ales această variantă pentru că altfel nu s-a fi schimbat familia, cei din apropiație, pentru că i-a schimbat pe toți. Prieteni, surori, profesori, doctori, pe toată lumea. Deci au plâns-o toți. Dar ca idee. Deci există spirite care aleg întrupări mici, înalte, întrupări scurte, 14-15, cum a fost și Sfânta Filoftea. Da? Care am venit mic, pe românătă de toate mici. Adică ei sunt. Ei, și vedeți că m-am zis direct la nivel de 93-94, acum e la 97, parcă. Și într-un an, doi, ajutând universitate, ajunge la nivel de cer 10. Deci, rămâne în Dumnezeu. Cu ocazia asta, evident că îi ajută și pe ceilalți și pe noi. Ceilalți oameni. După moarte, de ce apare această perioadă de confuzie? Se întâmplă următorul fenomen și aici trebuie să... O să trebuiască să facem și o modalități de recuperare a sufletului, practic. Da. Nu mai dezlegarea sufletului. Există modalități de dezlegare a sufletului și modalități de recuperare a sufletului. După moarte, sunt oameni care nu sunt pregătiți să moară. Nu toți. Nu e cazul pedisiesa care are lumea întâia mare. Sunt oameni care nu sunt pregătiți să moară. Și atunci ei nu au tot sufletul cu ei. Au pierdut din suflet, avorturi, sex, etc. Și atunci ce fac? Ceilalți oameni, familia, cei pe care îi iubesc, cei care îi iubesc, îl susțin emoțional. Asta ce înseamnă? Că proiectează din sufletul lor. Evident, ei rămân fără suflet și este perioada de doliu. În care îl schimbă ăla. Că normal că schimb dacă sufletul meu la el când vine. Au senzații. Fiind mai multe suflete care sunt proiectate pe persoana respectivă, aia capătă putere. Încep să dărâmă lucrurile pe sunt casă ca să-ți demonstreze că există viață de dincolo. Pentru că apare tendința asta. Să explici că mai există ceva în momentul în care mori. Da? Sunt unii care chiar cred că n-am murit. Da? Sunt spirite care... S-a întâmplat o dată de genul ăsta, da, vine la mine o tipă. Frumos și pe foc. Dom'le, când a intrat în cameră, mi s-a negrit... Pe lumea aia făcea terapie la mama mea acasă. Mi s-a negrit sufragerie. Și eu cum sunt de la cu... Gata, am zis, eu tai pe ăsta. Și întrebă zis nu! Zic, dar de ce? Măsoară, vezi ce are de spus femeia? Mă rog, bun. Zic, ce s-a întâmplat? E ceva care nu mă că sunteți prea neam. Ce s-a întâmplat? Aveți ceva în viața noastră care... Da, zice, mi-a murit prietenul. Și e aici? Zice, da. Zice, nu scap de el. Zice, mă urmărește peste tot. E foarte frumușică. Asta, mă rog, murise la 20 de ani. Singurul care utilizase erau sexul și femei. Normal. Și el rămâne să se agățat de ea. Și el tindea să se manifeste prin toți bărbații pe care îi întâlnea. Și zice, nu mă stau nimic de el. Zice, de ce? Păi zice, cum întâlnesc și un bărbat și îmi place,
totul e bine la început, da? Că ăla se manifesta prin bărbatul respectiv. Și zice, da, după aia, intervine și ne zice, și nu mă lăsă în pace. Nu mă lăsă să dorm, nu mă lăsă să aia. Că zic, dar eu am făcut zurbe, eu am făcut și slujbe, am făcut tot. Ziceți, dacă mă lasă drogă mare. Mă rog, iau spiritul respectiv și încerc să mă măsor. Derajul, mic, 10, 20, nu mai știu unde. Și zic, mă, zic, hai că trebuie să facem ceva să se liniștească. Îi dau ce trebuie făcut, că se dau liturghii pentru ăștia, se dau, se fac pomeni, se dau darul la dar special, să-i aprinzi lumină, ca să aibă lumină. Mă rog, dai lumină și tot felul de chestii. Deci se fac sărindare. Și, dar finalul este să-L rogi pe Mântuitorul să-L ia să-L ducă. Îl invoci pe Mântuitorul și, mă rog, se deschid dimensiunile cu simbolul sau cu crucea și atunci se duce la Dumnezeu. Și am plecat. Dar prima mea intenție, fiind atât de negru și atât de încărcat, să iau de pățână. Mă rog, știți când ajungi să ai legătură cu lumea de dincolo, cum să zic eu, te dezumanizezi un pic. Și chiar am prezent ce spus la un moment dat, unei fete, îi moare prietenul. Și eu am trecut peste moartea prietenului meu și nu mai privesc moartea ca pe ceva. Și mă sună și îmi spune că mi-a murit prietenul și nu asta a fost. Dar la un moment dat, înainte să moară, e cum se stă un mesaj. Nu știu ce. Era pe drum, venea din străinătate. Și fix la 40 de zile sau ceva de genul ăsta, noaptea la aceeași oră, îi vine acel mesaj. Păi ce nu-i să de la accident? Și mă sună asta. Ce mi s-a întâmplat? Te zic, clar, e pe lângă tine. Și ce fac? E timpul să experimentez ca în gol să faci dragoste cu el prin alții. Evident că a zis că sunt nebun, dar mă, mi-a scăpat. Fără să vreau. Pe mine m-a preocupat studiul vieții și a morții. Și atunci am o legătură cu lumea de dincolo. Și pentru mine nu e. Deci chestia cu fantoma, știi, cu Patrick Coace și... E o chestie când se poate de firească. Și... Mă rog, dar vă dați seama. Era un copil și avea nici sentimentul că nu avea experiență, dar nici cunoașterea. Că toată cunoașterea te face să pare mai sărit. Pare rău? Da. Știți cum e principiul? Nu cerceta ce se trece pe țin nebun de, de le înțelegi. Asta e. Mi-am asumat să caut dincolo de pierdere. Regretul și supărarea celor rămași în viață, influențele lor. Bele. Cer spirit. Bele. Mi-a venit tatăl fetiței din care răspundeam și mi-a zis că cineva a visat-o pe cea mică și că o ruga plângând să răspundă să nu mă mai plângă, că e bine. De ce? Toate sentimentele, toate instinctele, toate, dincolo, se amplifică însutit. Nu știu dacă nu mii. Și atunci ei simt durerea noastră. Ei simt iubirea noastră. Ei simt pacea noastră. Ei simt urile noastre. E îngrozitor. E îngrozitor. Deci, hai să vă găsesc, apropo de moarte. Eu având legătură cu lumea de dincolo, când am murit tata, eram plecat la... tot la orarea. La orarea, de fiecare dată, eu plec să mă amintesc la orarea, să plec și de mai mare. Dar tot timpul când plec la orarea, mai mare cineva. Și mă duc la orarea, când mă întorc. Tata, între timp, vorbise și chiar că nu sunt de acord, a vorbit cu familia, a zis, dacă nu lăsați să mă operez, să-mi pun baia scala, să zice, nu mai vorbesc cu nimeni, mă simt rău. Și eu vreau să mă operez. Și dacă nu mă lăsați, nici să nu mai vedeți. S-a dus și a murit. Și am murit așa, nu că el nu era genul să sinucidă, dar e clar că era genul care să se săturați de viață. Și după ce a murit, evident că m-am trezit pe eu pe lângă mine și să dea pe lângă mine. Și evident că am luat mine la seminar. Și corpul era dus la capelă la Spitalul Militar, că fiind o fieță. L-au depus la capelă. Acum s-a dus fosta mea nevastă și cu sora nevastă. Asta. Nu ți-e rușine. Tatăl tău e aici în capel și tu ții cursuri. Și mai știu ce fel de om spiritual ești. Și zic, bă, femeie, zic, tata e cu mine. E curios să vadă ce fac. Așa că femeia asta mă vorbește. Geriți voi tu, că eu stau cu tata.
Și vreau să spun că am stat dată pe lângă mine o perioadă lungă de timp la cabinet să vadă ce fac. Mi s-a părut foarte interesant. După care, într-o zi a dispărut, îl caut speriat la unde a dispărut tata, de la cabinet. Și... și când îl caut, era la cabinet la soră. Zic, ce așa? Păi zic, o învăț și pe soră, dacă ea nu prea știe de asta. Mă rog, și stătea în spatele lui soră, mai mergea pe la mine. Și a făcut o ceva de chestia asta, special ca să urci. Deci era nivelul la care... Și apropo de tata, tata nu a fost spovedit, nu a fost împărtășit. Eu vreau să... Eu sunt pe principiu, dacă legile pot fi încălcate, evident. Și am vrut să văd. Este posibil să, ca un om să nu participe la propria lui judecată? Și răspunsul este da. Tata nu a fost la propria lui judecată. Dar condiția a fost să trăiau eu pe către lui. Și să plătesc din sufletul meu, asta e problema. Plătesc din sufletul tău și cu fapte bune, păcatele lui. Bine, ești și plătise, că a stat puznic. El a ieșit la pensie prin 90 și a murit în 2011 sau 2010. Deci a stat 10 ani în vârful de ani. Cine știe ce a mâncat, cine știe... Asta nu mai Dumnezeu și crește. Dar am avut voie să spun, am niște ce, eu nu vreau să ajung la judecată. Bun. Și cum vezi tu treaba asta? Zic, plătesc eu. Cu darul de bani, rugăciune, alea, tot ce-a făcut el. Deci se poate. Apropo de sâncigași, că pe mine preocupa cazul cu mandarina oamenilor. Nimeni a făcut de mandarina ca în mandarina. Dar nu am voie să fac nimic pentru ea. Dar rugăciunea celor mulți care s-au rugat pentru ea, au înălțat-o și au scos-o. E s-a dus jos. Dar au ridicat-o și au scos-o. Și eu am posibilitatea să văd. Deci, că asta înseamnă studiu. Ce s-a întâmplat cu Mădrina Mămoare, ce s-a mai întâmplat cu alții care s-au sinucis. Ce s-a întâmplat când mă dispărăși. Tata nici n-a trecut de la biserică. Adică, el a fost credincios în sufletul lui. Dar nu a fost un credincios practicant, țină postul negru și a fost. A avut cunoașterea lui. Ei, dar pentru că s-a intervenit pentru sau da. Așa că nu e obligatoriu să judeca ta personal. Poate să intervine cineva. Dar ce vedești? Și există chiar o pildă, Biblie, este pilda fratelui judecătorului. Când fratele judecătorului era ca să înțelegeți că eu mă bazez pe precedente biblice. Nu fac de capul meu, că nu vreau să mor mâine. Da. Mă bazez pe precedente biblice. Este pila fratele judecătorului care, mă rog, este judecat, e găsit vinovat. Îi dă fratesul pedeapsa cea mai mare, dar judecătorul alege să o plătească el. Deci ai voie! Cine te împiedică să plătești păcatele lui vinovat? Și mai este pila unui puznic care s-a hotărât să scoată din iad pe Alexandru Macedon. Și a plătit pentru el. I-a plăcut atât de mult faptele lui Alexandru Macedon și faptul că la sfârșitul vieții s-a mormântat cu mâinile afară să vadă lumea că nu a luat nimic cu el, încât s-a rugat pentru el toată viața ca să scoată din ea. Și Dumnezeu i-a acceptat rugă, dar este mai făcut așa. Dar precedentele sunt precedente și pot naște la antecedente. După aia la alte manifestări. Deci se poate. Cum pot ajuta rugăciunile? Deci, asta ce vreau să explic. Rugăciunea de la miezul nopții, lumânări aprinse, postul negru, liturghiile date la mănăstiri, pomenile, dezlegările, face dezlegare pentru de păcate, apropo la, ca să nu cadă păcatele celui care a murit pe neam sau pe copii. Bine, preoții noștri nu prea mai știu. Dar când murea unul de ăsta rău, care, eu știu, s-a ocupat de magie sau mai știu eu ce, ca să nu cadă răul ăla pe neam, făcea preotul o dezlegare specială la mormânt. Să rămână rău acolo. Și apoi tot ce ține de suflet.
tot ce înseamnă faptă bună, tot ce înseamnă făcut pentru alții. Terapia inițierii este o formă de protecare. Deci, din punctul de vedere al inițierilor, eu le recomand maestrilor mei să facă inițieri și să ajute oameni, pentru că ajutându-i, automat cresc și ei spiritual. Absolut. O persoană pe moarte, care e vine greu să se despartă de persoana apropiată, de partener, nu știu, de copii, poate să influențeze un fel să te tragă după el? Absolut, da. Există câteodată tendința spiritelor care mor să ia după ei persoanele pe care le iubesc. În ce sens? Adică, foarte simplu. Știți că iubirea este cel mai puternic liant, cel mai puternic legător. Și când moare un om, automat, el trage și spiritul celui pe care îl iubește. Și invers. Deci fie spiritul celui care rămâne, nu lasă pe ăla să liniștească de dincolo, fie spiritul celui de dincolo este atât de puternic, încât îl ia și pe ăsta de pe partea sa. Și câteodată pot să încerce să determine moartea omului respectiv ca să-l ia gând. Eu nu prea cred în iubire și în familie și... Dar aveam un coleg de liceu. Am fost coleg de școală, mă rog, liceu. Și avea doi bunici. Bunicii ăștia erau cam povești, amândoi. Și vreau să vă spun că în momentul în care a murit bătrânul, nu știu care a murit primul, dar nu orice care și s-a stins la două ca un an. Fum! Nu pot, sunt oameni care, cuplul care nu pot să trăiască un fel om. Și doi mă. Bine, să nu respirau și nu știe ce spiritualizat sau pur și simplu oameni care se iubesc. Și atâta aveau pe ei. Și pe Dumnezeu, evident, că erau ok și în biserică, că erau oameni buni și cum. Dar există posibilitatea. Există posibilitatea să existe spirite și așa, așa ceva. De exemplu, am cazul unui spirit, bunicu, care s-a dus în iad și a ales să fie demon. Și atunci el luptă pentru sufletele neamului lor. Adică dacă el a ajuns în iad, ce vreau? Vreau să ia pe tot. Și atunci ce face? Le dă în minte gândul de suicid. Atunci ce din nea? Și apar tendințe de sinucidere pe nea. Pentru că omul s-a transformat în demon. Deci omul se sinucide, dar el alege să fie demon. El nu se duce la închisoare cu celălalt, el se duce mai jos, după aceea șef de cazan. După care el încearcă să le inducă ideea de sinucidere și aceea. De-aia apar sinuciderile în neam. Ca spirit. După care vrea să ia și cealaltă sută. Și atunci trebuie să intervină un exorcist. Da? Un exorcist care să ia căpățul la demonul respectiv. Eu am putere, la revedere. În cazul gemenilor, dacă unul l-a murit, influențează în alt fel ce a rămas în viață? Depinde de gemeni. Pentru că gemeni înseamnă copii care se nasc odată. Pot să fie unii viterini, pot să fie. Dar nu e important asta. Ce mai important este legătura lor sufletească. Pentru că poți să ai gemeni pentru că mama a chemat două spite, dar spite respectiv nu au nici când nici mai de unul cu altul. Sau pot să fie două spite care se nasc pentru că se iubesc foarte mult. Și atunci se nasc ca gemeni. Evident că dacă se nasc ca gemeni, ei, oricum, gemenii au niște trăiri comune. Păi, evident că ei, deci comunicarea non-verbală din viața intrauteră. Și atunci, ei oricum comunică non-verbal acolo, adică la nivel de instinct, sentiment și mai știu ce. Și cum, dezvoltându-și treaba asta, ei încerc să aibă inclusiv capacități telepatice, etc. Păi și când moare unul, e clar că e ca și cum ar fi cu o parte în lumea dincolo. Știți, partea cu moartea, eu n-aș fi ceea ce sunt dacă n-aș fi trecut prin multe morți. În sensul că faptul că îți moare cineva pe care îl iubești, te face să rămâi agățat de lumea de dincolo. Nu?
îl iubești pe omul respectiv. Deci există liantul meu între mine și spiritul respectiv. Deci ce există? O parte. Deci nu întotdeauna e rău. Că se deschide o adunșă. Evident că e momentul în care știu cum este lumea dincolo. Nu mai ai trăirea unui om obișnuit. Bine, nu mai poți să te bucuri de orice. Clar. Deci nu mai poți să mă bucur ca un copil de o jucărie. Dar poți să duci o viață pe țetoare de firească până la corpul. Că până la Dumnezeu știe ce are de fiecare lucru. Deci, nu întotdeauna moartea, chiar și moartea unui frate, German, este neapărat un lucru negativ. Dacă HD-ul n-ar fi pierdut-o pe Iulia, credeți că l-ar mai fi avut preocuparea apropo de lumea de dincolo? Toată lumea zice că e spiritist. Și biserica cu damă. În primul rând, nu poți să ai acces nu, dincolo dacă nu ți-i îngăduie Dumnezeu. Asta e o chestie. Mă refer la cei care, într-adevăr, au acces, nu că invocă demoni care știu. Deci, mă refer la, efectiv, la relația cu spiritele dincolo. Nu poți să ai fenomenița în Dumnezeu, pentru că sunt spirite care se duc la odină, sunt spirite care dorm, sunt spirite care n-au voie să aibă acces, sunt spirite care sunt destul de mici și atunci ia să zic că sunt resetate. Nu, adică trebuie să doarmă să uite viața pe care au avut-o pentru ca să se pregătească pentru altă naștere. Care este perioada de timp până la urmă? Este o perioadă fixă. Depinde foarte mult ce ai de învățat. Și ce ai de plătit. Pentru că sunt spirite, de exemplu, care pot să se întrupeze imediat. Special ca să-și păsteze vie, cum să vă zic eu, de exemplu, sunt chemat la Constanța să văd niște copii speciali. Și la un moment dat era un sprinit, un băiat, avea vreo 4 ani, și maică s-a, era tătăr, maică și tasul turc, ceva de genul ăsta. Și făcea, eu sunt grec, mă cheamă așa, m-am născut nu știu unde și zice, cum poate să fie mama mea o tătăroaică puturoasă și un hoț de tot? Adică, deci el era un tip care era grec, grecii sunt fanatici în general și ultra-ortodox și mai ortodox decât românul. Și atunci îngăduise Dumnezeu să nască într-o familie de oameni pe care îi disprețuise cel mai mult. Și pentru că s-a, întruparea s-a produs foarte rapid, el își ura părinții. Și un bac pe la psihiatri și psihologi să îi explice ce îi se întâmplă. Evident, sunt și cazuri de genul ăsta. Sunt și literatura de specialitate și psihologie și peste tot. Sunt. Dar sunt destul de rare. Toată mai îngăduie Dumnezeu să se vadă treaba asta. Adică să transpară lucruri din lumea spirituală. Pe care, știți, medicina încearcă să le acopere. Adică, râdeam. Eu fiind, cum să vă zic eu, fiind avizat, ca să zic așa, și familiarizat cu lumea de limbo, la mine când îmi vine un om și îmi spune, bă, uite ce am pățit și uite ce am pățit și uite ce face copilul meu și la școală, și râdeam cu cineva, cu un pacient, cu un client al meu, că el s-a dus și a povestit la unui psihiatru. Cum e, ce face, cum trezește din somn, cum îi pune să le ducă. În locul care n-a fost niciodată, nici nu știau. Deci locul fără indicatoare, mergeți pe aici că vă arăt eu. Și ei se duc la un spirit și ajung exact în locurile unde nu te aștepți. Duci de un spirit, știți? Și evident că i-au pus un diagnostic de schizo, cu tulburări, post-traumatice și chestii de genul ăsta și vedeam. Deci nu. Psihiatrii deja au o limită de percepție. Și chiar nu cred că interesează mai mult de cărțile lor. Asta e. Apropo de întrupare, ne putem întrupa și pe planeta Pământ, dar și pe alte planete. Absolut. Evident că planeta Pământ e mai interesantă. Planeta Pământ e mai interesantă pentru că e foarte dur. Deci planeta Pământ este un stadiu foarte dur, cum e
eu știu, SIRS-ul pentru militari, trupele SIRS. Adică aici, pe planeta Pământ, băi, în primul rând, nu scapă de durerea nașterii. Da, acum mai scapă copiii și evită, știi? Și se nasc prin cezariene, ei n-au nicio treabă. În taie și îl scoate afară, deci n-ai nicio, n-ai nicio taie. Dar nu scapă de răceli, de duse, de... Că trebuie să le cunoști și pe astea. Da. Nu scapi de muncă, nu scapi de suferință de suflet, nu scapi de iubire, nu scapi de sec, nu scapi de multe. Și vrei? Adică, planeta Pământ este o planetă care îți oferă toată paleta de posibilități. Vrei să treci, mă trezesc în Columbia, traficant de droguri, pe o plantație de cannabis și marihuana, în familia unui traficant, nu? Poți? Și clar, evident că ai altă viață decât dacă te naști într-o țară ortodoxă și înveți religia la școală. Deci cu totul altceva. Și atunci, de asta, paleta asta foarte largă permite manifestarea spiritelor pe toate etajele de evoluție spirituală. Aici, multe persoane nu înțeleg de ce Dumnezeu îngăduie moartea copiilor. Păi tocmai am spus. Deci copiii, deci asta, știți, am auzit și când am auzit și un doctor spunând asta, zic săracul la prostici. Pentru că asta este cea mai mare dovadă de ignoranță spirituală. Ignoranța spirituală înseamnă că tu vezi un copil. Dă-mi, ăla nu e un copil. Ăla e o carcasă de copil. Dar înăuntru lui poate să fie o fiară, nu un copil. Și principiul în afară e vopsit gheară dinăuntru leopardă? Păi poți să ai un bebeu și ce? Credeți că copiii n-au fost și criminalii de război sau criminalii în serie? Mamă, și-a fost atât de drăguți și de gingași. Corect? Bun. Și atunci problema nu e de copii. Eu când vine un copil la mine, nu mă uit dacă e copil, mă uit ce e dincolo. Ce valoare are și ce vrea. N-am nicio treabă cu copil. Și chiar le spun. Poate toată parca am dur, în Tibet, la copii de peste 5-7 ani, să mă zic lângă părinți și să duc să facă ce ai de făcut. Dacă ești călugăr tibetan, te duce în mănăstire, la revedere. Tai, tai, nu te întreabă nimeni ce vrei. Da? Și atunci eu le spun, bă, nu știu cum e pe aici, pe la voi, poate că e așa. Dar pe mine, pentru mine, ești un spirit care trebuie să știi ce e făcut. La limbarea lui tău, asta. Și atunci. Și să știți că copiii sunt foarte receptivi. Și sunt drăguți când zic că du-mă la dragul și tu nu înțelegi. Pentru că noi nu am fost pregătiți să avem copii de ăștia din ceruri mari sau copii speciali sau... Du-mă, mami, la dragul și tu nu înțelegi chestiile astea. El știe. Dar sunt și copii. Sunt și copii buni, sunt și copii răi. Important să faci diferența dintre ei. Pentru un copil, am zis, moartea la o vârstă, frate, poate să fie o înălțare spirituală. Pentru un copil poate să fie o plată karmică pentru toată familia. Adică moare special ca să preia păcatele întregul mine. Ce se întâmplă mai exact cu sufletul după moarte? Cu sufletul sau cu spirit? Sufletul. Sufletul se duce la Dumnezeu. Se duce la Dumnezeu dacă, dacă, ai făcut ceea ce trebuia și balanța vine către fapte bune. Dar nu sunt ce în jos. Sunt și la demon. Și atunci jos cumpărarea se face prin chip. Și prin tot ceea ce am zis. Mă rog, cu rugăciune pot, post, etc. Și spiritul? Și spiritul se duce la nivelul la care a ajuns el de evoluție. Dacă trebuie să fie purificat, să trecem în purgatoriu, și aici intervin plățile, purgatoriu era foarte interesant. Nu e foarte drăguț. Dar era interesant. Nu să vă vezi despre el. Și dacă nu trecem la nivelul superior. Și acolo își îndeplinește misiunile? Depinde ce are de făcut. Ceva trebuie să faci. Adică nu este un sfârșit. Este un alt început. Câteodată trebuie să te reobișnuiești. Există niveluri spirituale înalte, unde sunt îngerii alte, există un nivel mai jos, unde este o lume asemănătoare cu a noastră,
în care trebuie să câștigi existența ca și ești pe planeta asta, asta e foarte nasol. Adică imaginează-ți că dintr-o lume mizeră de aici, intră într-o lume mizeră acolo. Și am aceleași probleme. Casă, pat, pernă, bani, mâncărică. Nu poți să mănânci că n-ai. Deci te duci în perdere. Adică de asta se spune, spune Mântuitorul, că îți construiești palate în cer, în momentul în care dai. Pentru că în momentul în care dai, automat ai bani și parte înaltă. Și poți cu bani să-ți construiești parte. Știți că există bani și pe lumea înaltă. Banii nu sunt inversia lui este. Banii sunt inversați dincolo. Și atunci, dacă n-ai bani dincolo, aia e o problemă aici, nu te mai descurci, dar acolo e pe lea. Că acolo, dacă n-ai bani, ești bază. Mă refer la un spiritual. Ce părere aveți despre experiențele din pragul morții? Experiențele din pragul morții sunt îngăduite de Dumnezeu din mai multe considerări. Unu, ca omul respectiv să aibă un timp de gândire, este o lecție și pentru familia lor. Este, câteodată, vreau să vă spun că nu se întoarce spiritul care era și vine altul și ia locul. Adică se ajunge dincolo la un consens. Bă, uite care e. Eu ți-am păcatele tale, dar mă lași să trăiesc eu în corpul tău din. Și asta este schimbarea de multe ori radicală a persoanelor care au fost în moarte clinică sau la limita, la pragul morții. Există o motivație specială ca oamenii respectivi să povestească ca automat, mai mult ce oameni să ceapă să caute, există sau nu există. Pentru că, vreau să spun ceva, eu prima oară, ca student politehnist, am început cu experiențele de la pragul morții. Dar am început cu lucrurile foarte înalte. De la după vreo 2 ani, am ajuns să merg la Părintele Argan. La început, bă, oare există viață dincolo pe de moarte? Și aici e un film foarte bun. Cu Julia Roberts, care se cheamă, nu știu cum se cheamă. Nu mai știu. Dar atunci când se vorbă niște studenți la medicină care își opresc inima ca să vadă cum este dincolo. Foarte interesant și foarte, deci, foarte bine realizat. Apropo de... Deci venirea spiritului în corp are o viteză că de multe ori ai o senzație îngrozitoare când intri. Deci dacă nu te înveți să mergi frumos, ai o senzație nu de disconfort, îngrozitoare la venire. Mi s-a întâmplat odată să am senzația când intru în corp că mi-a luat corpul pe dos. Știți când intri într-o haină și ești cu gulerul în față, ceva de genul ăsta. Deci e, și te trezești că tu ai tendința să fii în spate. În punct de vedere spiritual. Ei, asta se poate. Și... dar nu mi-am cam mică film. Mă rog, să merg. Trăirile sunt comune. Din câte știu. Cel tunel, lumina... Absolut. Tunelul, lumina... da, numai că, vezi, fiecare ajunge acolo unde merită el. Adică, tunelul și lumina este ok, eu pentru amândouă. Dar asta este prima dimensiune. Deci, tunelul ăla către lumină, deci noi suntem în tunel. Și urmează prima lumină. Asta este ca și o zi cu soarele la ora 12. Aia este primul cer. Paliștea, pomul, copiii care se joacă, animalul, tigru, care se joacă cu căprioara. Ei, asta e primul cer. Unde sunt toate. Și animale și la lași, în locul mă întrebat și unde sunt animale. Asta e primul cer. Da? Dar îngerii mari, mai sus. Și atunci, asta este primul diferit.
Și vedem unde se oprește. Ne întâmplă persoanele dragi să spun și acest lucru. Depinde. Dacă ai fost bun, dacă cineva te-a iubit, dacă... De exemplu, eu mă uit așa mai când dă voie șeful și mă uitam când am venit papa Ioan Paul al II-lea, că am fost curând pe... Pentru că și-a făcut papa mobilul ăla. Dar papa Ioan Paul al II-lea când am venit, la poarta dintre lume aștepta Maica Domnului. Deci, păi, ca să ajungi la nivelul la care te așteaptă Maica Domnului la poarta dintre lume, nu știu ce pot să spun. Adică, e clar că a făcut nu mult bine, ci foarte mult bine. Și că a fost un om special. Și el este... Și ce drăguț? Când am fost în Italia, că am mai fost, Milano, Roma. Dom'le, el se plimbă pe străzile Italiei cu... el și părintele Padre Pio. Dom'le, și când trec, pe unde trece, ai senzația de sărbătoare și se plimbă pe străzile lui. Discută, cam ce am mai făcut. Sunt așa de drăguți. Deci, până și dincolo, au rămas preocupați de ce se întâmplă cu Italia. Adică ei au rămas Sfinți Italiei. Padre Pio și Papa Ioan Paul al II-lea. Amândoi sunt speciale. Și Padre Pio și... și aici vorbim despre moartea. Prin moartea Sfinților, păi să arată. Cui? Cui vor ei? De ce mi s-au arătat mie? Puneam să ajut un pic Italia la acel moment, avea o mică problemă. Dar, și vreau să vă spun, avem mulți prieteni pe lume decât pe aici. Salut, domnule, vă ajut din când în când. Care este scopul revederii evenimentelor? Viața noastră, după ce murim? Foarte simplu. Imaginează-ți că tu ești cel mai dur critic al tău. Și îți vezi viața. Și le vezi, ești pe plină. Și le vezi prin prisma conștiinței, care nu mai e ca aici, că conștiința nu și nu. Acolo vezi tot cum e. Și evident că tu trebuie să-ți, adică, îți elevezi viața și îți iei, cum să vă zic eu, îți iei papara. Problema e că, dacă nu să-ți iei papara, că cei care să vrei să duc direct. Nici nu interesează. De obicei, îi duce doar Doamne ca să vadă și Îngerul Păzitor să vadă ce a pierdut. Văd cerul, văd iadul. La 40 de zile urmează judecata. De asta se pot face foarte mult în la 40 de zile. Deci rugăciune, post, pelerinaje, liturghii, masuri, dezlegări. Toate astea pot fi făcute în cele 40 de zile, până la judecata de apoi, la judecata personală. Și după judecata personală se dă sentința. Sentința poate să fie orice. Poți să te duci în rai, poți să te duci în iad. Dar, în foarte multe cazuri, la persoane care sunt credincioase, dar au și păcate, pot să fie pedepsit să rămână în plan astral. Și în plan astral trebuie să îndrume spiritual pe toți cei pe care i-au cunoscut. E foarte greu. Adică tu, ca... ți se oferă șansa să-ți plătești greșelile. Da? Și atunci am avut cazul ăsta, deci pe care am, care am murit, ca să nu se ducă jos, pentru că mă rog, am avut o viață foarte curată. Soluția a fost 500 de zile pe pământ, 500 de zile se scris în Mântuitorul Mănării. 500 de zile pe pământ. Și, mă rog, trebuie și dau de judecată, adică și trebuia să plătească cineva pentru ea. Și am ales să plătesc eu. De ce? Pentru că am învățat foarte multe de la ea și am avut o perioadă de 3 ani, dacă nu mai mult, deci din 2000 până prin 2004, care nu mă bani la plăcine. Niciun mă. E 4 ani. Da, a fost alegerea mea ca să o ajut pentru cum m-a ajutat ea pe mine. De ce? Pentru că ea m-a ajutat să mă unesc, ea m-a ajutat să înțeleg, m-a ajutat
am avut elemente de magie, etc. Și am văzut că am avut. Și atunci, am înțeles că era fiul soarelui. Și bine, nu am ajutat numai. Aveam mulți, mai mulți prieteni și amici de noștri care aveau elementul spiritualitate și preot. Spus că ea a apucat, dar știu că mare, că asta a fost drăguț, cu trei zile înainte să moară, s-a dus, s-a spovedit, ea simțea Îngerul Morții. Și știu că e din Îngerul Morții. Și s-a dus, s-a spovedit, preotul îl cunoșteam, deci după ce am uit, m-am dus la preot și mi-a zis, dar știi că s-a spovedit? Nu. Și am venit acum trei zile la mine și s-a spovedit, că știe că da. Și am zis că e o părere, da? Dar i-a spus preotului că da. Și a plecat. Și în ziua în care am murit, era, mi-a de obicei, că mergea în Bruci. Și în ziua în care am murit, eram băgată ca niciodată în rochiță și cu apă. Nu prea avea pasta aia pe stradă. Dar știa. Și știa că i-a zis Dumnezeu că o să fie bine. Pentru că Dumnezeu nu știe reacțiunea asta. Știa că nu se întâmplă nimic, nu o să ajung. Bine, au fost altele. Dacă au fost mai dure, dar știam că rămâne pe pământ. Cei morți comunică cu noi prin vise, vedere, da. Deci, cei morți comunică cu noi prin vise, atunci. Nu toți oamenii sunt sensibili la vise, da? Și atunci, de obicei, comunică prin alții. Și ăștia mici sunt, bă, știa visa pe. Și uite ce spunea. Și sunt oameni care sunt mai sensibili la lumea ailaltă și care păstrează informația când se întorc în corp. Sau caută persoane care sunt deschise către lumea asta. Deci oamenii care au avut voci, oamenii sunt, pot fi crescuți ca să aibă legătură cu lumea spirituală. Și în ei comunică spiritul emoțiilor. Cum era The Ghost, fantomul. Da? Deci, efectiv, la început poate să fie ca o joacă și, de fapt, în timp, ajung să comunici ce fac cu spiritele morților. Evident că e important câteodată să poți să comunici cu spiritele morților, mai ales dacă îți deranjează viața. Până nu ți-o pui la punct, n-ai decât să vezi ce vor. Care trebuie să fie curățenia unui om care lasă moaște? Am zis că un om care lasă moaște, că suprime că este un sfânt dincolo de cel 6. Peste 54. Deci dincolo de cel 6. Anton de Padova avea 66, mi se pare, de așa, la înțimire. Deci tot ce e deasupra se consideră sfințenie. Și atunci moaștele, oasele sau corpul nu mai potrezește, tocmai pentru că nu mai se distrug în cauza bacteriilor, nu sunt mai adăbat nici entitățile care se produc, se ocupă de dezintegrarea corpului. Deci, Sfinții trebuie să aibă o curățenie de peste, deci undeva și peste 60 și ceva, ca să fie curat. Evident, știți, la un moment dat s-a dezvoltat în timp. Și am dezvoltat în timp și l-am găsit nepotrezit. Și am apărut la televizor și am început să lumea să-l judece, că ăsta nu știu ce a făcut când era în viață și la da, și nu. Dar omul ăsta avea deja și peste 80. Da, s-a dus în mănăstire și toată lumea îmi vorbea de rău. Dar Iisus știți care e valorul de somn? Că se vor măsura valorul. Și familia afirma așa și oamenii s-au spus că e rău. Cine știe ceva de dăvit pe acolo? Dar important. Important ce se întâmplă după moarte. De multe ori sunt oameni care sunt buni, dar au misiunea personală de la Dumnezeu să plătească karma. Sau îngeri, care au misiunea personală de la Dumnezeu să plătească, altora cu aceeași monedă. Și atunci tu zici că ei sunt răi. Îi trag o mamă de bătaie pe ăla, că se ceartă pe ăla. Și în realitate nu manifestă pe Dumnezeu. Nu pe ei. De asta e, când e foarte e greșit să judeci ceva. Până nu analizezi. Că nu știi exact. Ăla, o bate pe nevastă asta și zice, vai ce măgare, și de fapt e spiritul unui nevastă care se bate singură. Ți înțelegi? De ce? Pentru că ea e
un speed masculin, misogin, într-un de femeie și se manifestă prin bărbat. Și dacă am văzut femei în altă viață, ce o să fac în viața asta? Își bate nevasta. Care e ea? Deci e autodestructiv. Și atunci e greu să judeci. Pentru că nu stă în Dumnezeu. Numai Dumnezeu știe. Eu mă feresc să judec. Până când nu văd care cum mi s-a întâmplat, se găsește în peticiți. Deci sinele femeii eram bărbat, sinele bărbatul eram femeie. Și de vina pe altul. Și de fapt erau invers. Așa că nu știu niciodată care e adevărul. Dacă nu stai frumos să pitrocești, să analizezi un caz. Chiar și atunci, eu îmi rezerv, eu zic, bă, îmi rezerv 5% eroare. Nu știi. De mi-a tot încuie. O concluzie pe final de emisiune. Despre moarte. Ce vreau să transmiteți oamenilor? Să nu mai fie frică de moarte? Să o studiați? E pila lui, e povestea lui Ivan Turbinca. Știți povestea lui Ivan Turbinca? Ivan Turbinca i-a fost anunțat pe el cineva că dacă bate moartea, nu mai moare. Și s-a dus, la capul podului până, sau nu știu cum era exact, și a așteptat, i-a pus un sac în cap și a trebuit să mă unde bătaie. Și ea nu mai gândea să-mi ia. În ce din urmă, cu rugăminți, vine moartea să ne ia. Că aia e problema dacă ai trecut peste în drumul. Nu mai mult. Și vine moartea să ne ia, în cele din urmă, în chiu cu vaia, în caniu. Și s-a dus Ivan Turbinca în cer și a întrebat. Aici muzică este? Nu este. Femei sunt? Nu. Băutură este? Nu este. Nu e din aici. Și să zice în ea. Mă rog, aici băutură este. Dar ca idee, nu mai fie frică de moarte. Dacă a reușit Ivan Turbinca, trebuie să reușiți și voi. Dar învinge moartea înseamnă să treci peste frica de ea. Pentru că se spune că mai grea decât moartea e frica de moarte. Moartea în sine nu înseamnă nimic. Dar frica mea de moarte înseamnă ceva. Și atunci, eliberarea de moarte nu vine din nici din viață, nici din moarte. Și în eliberare de frica de moarte. Frica de nemurit. Nu mai suntem nemuritori. Ceea ce este muritor este trupul. Și în momentul în care, când devin eu eliberat de frica de moarte, în momentul în care mă eliberez de trup. Și atunci ceva. Mă conectez spiritul. Dacă eu și oamenii sunt așa, ei rămân conectați la trup. Moare un copil, da? Și spun, bă, Zuzu, dar de ce te conectezi la băit? Toată ziua la cimitir. Dar de ce te conectezi la băit? Te conectezi tu la spirit, să vezi un e, bă, și ce luminare. Știi ce bine e, ce fericit e. Toată ziua la cimitir. Asta e ce nu are răspuns. Deci eu mă duc, poate să măsor, poate să vrei. Dar eu mă conectez nu la trupul omului. Ai o haină pe care am aruncat-o. La revedere și în România. Eu mă conectez la sinele omului. Măi, hello, unde ești? Hai să vedem. Te pot ajuta cu ceva. Nu pot să te ajut cu ceva. Ce putem face pentru tine? Să fii bine din mine. Pentru că dacă spiritul care a murit din familia mea sau din familia altora e bine, înseamnă că și familia e bine. Știți că la un moment dat este o pila lui Buddha. Și toată lumea vorbește de învierea lui Lazar. Nu înțelege că aia este misiunea personală și că sensul nu este să învie oameni. Aia arăta la oameni că să existe. Era pentru Saducheii, mi se pare, ca să demonstreze că există viață dincolo de moarte. Că ea nu știau că e viață dincolo de moarte. Și există o pila lui Buddha foarte drăguță. La unei femei moare copilul. Și se duce la Buddha și zice, Mărțe Dumnezeu, știu că ești mare și puternic. Te rog frumos să învie copilul. Și ăsta zice, da, zice, poți să ține vii, dar te rog frumos, du-te și adu-mă apă dintr-o casă unde n-a murit nimeni. Și se duce. Păi, ne pare rău. Și Lazar a murit până la urmă, chiar dacă l-a înviat. Deci n-a rămas de muritor. Și Simeon, cel drept, sau cum îl chema, a murit. Deci a trăit 300 și ceva de ani. Și cei trei sfinți creștini care au stat în pește 372 de ani, au dormit și tot au murit.
Deci la toți suntem cu moarte, nu o să stăm în hoitul ăsta o veșnicie. Domnule doctor, vă mulțumim pentru aceste informații și vă mai așteptăm cu drag. Să vă mulțumim că s-ați alături de noi și vă așteptăm cu mare drag și la următoarele ediții. O seară plăcută vă doresc!